N-ar fi trebuit să ajung aici, în care discutăm fondul de salarii luat, ridicat, coborât, și acum când s-a aprobat mărirea lui, trebuie analizat înainte și din timp și venit cu o poziție clară și corectă, că toate acestea, cu suișuri și coborâjuri, și decizii luate în sinuos, urcat, coborât, ni luăm, ni întoarcem, nu fac decât să blocheze ori comuna, ori activitatea comunii, ori cheltuieli inutile pentru noi ca cetățeni. Nu e adevărat. Pentru că dacă în momentul în care se făcea Eu mi-am exprimat o părere, nu trebuie să mai argumentez. Deci dacă se făcea hotărâri din Consiliu corect în decembrie, nu s-a ajuns la situația asta. Asta m-a referit. Atunci trebuia făcut o hotărâri din Consiliu, dar și când s-a făcut, n-a venit nimeni să-i spună alt punct de vedere. Nu s-a făcut. Da? Deci nu s-a făcut. Nu a venit nimeni cu alt punct de vedere. Păi, acum ce să zicem? Vreau că ne-am adunat toți sau nu ne-am adunat toți? Mai ar... Mai venit, mai întârziem, mai așteptăm? Mai așteptăm, mai așteptăm, eu știu, un sfert academic, așa mi se pare normal, da? Da. Poate mai sunt totuși cetățeni din comună care ar trebui să ajungă, nu? Nu-i ora chiar atât dinainte, e 10 cât. Asta așa, e 10. Luca, sunt Lucas de Fraie, doamna secretară. Și domnul Paul, că nu e nicio problemă până la sfârșitul lunii dacă nu se votează. Cum vrei, dacă mi-a venit hârtie, azi a apărut. Se blochează tot și s-a ajuns la gar, vadul hârtie. Ce drăguț. Eu de asta știu. Plăm cu soara, o să zic, un pic papagal. Ideea era că... Se poate face plăți? Ai zis că e blocată cu mâna acum. Se poate face plăți? Nu, nu, nu. Trebuie lipidata de 19. Așa, ca să ne remurim. Ați auzit din ce dată? Păi de ieri. Din ce dată? Nu, data 19. Mi-a venit ieri un data din 19 era ultima zi de depunere a bugetului la ANAP și nu a fost depus. Așa scrie în hârtia aceea care a venit ieri. De pentru care s-au blocat plățile la întrezorerie. Dar avem blocat în bugete. Da, deci asta ce spuneam, deci această cauză putea fi evitată dacă erau tratate cu mult mai multă responsabilitate toate ședințele din Consiliu, de către toți actorii. Dacă până la urmă, eu nu sunt nici consilier, spune Paul, ședința în decembrie nu erau blocate acum, da? Nu, dacă se făcea hotărâri din Consiliu în decembrie. Decembrie s-o ținut, se făceau hotărâri din Consiliu. Păi, finanțele publice. Eram consultați cu toți. Citiți domnilor de aici, că nu citiți. Hotărâri din Consiliu pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Deci trebuia un lucru făcut. Bugetul a fost aprobat la 23 ianuarie. De asta, pentru ce am întrebat, pentru ce? Da, deci am spus. Uitați ce spune aici. Consiliul Județean, conform articolului 9 meză, finanțele publice locale, așa, aveți obligația de a supune spre aprobare autorităților deliberative proiectul de buget, venituri și cheltuieli pentru anul 2018, prin termen de maxim 45 zile de la data aplicării legii buget. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat de autoritatea deliberativă, ar trebui să fie trimis la Administrația Județeană a Finanțelor Publice până cel târziu 19 februarie 2018 pe suport de hârtie și în format așa, întrucât până la această dată unitatea teritorială pe care o conduce nu a depus bugetul venituri și cheltuieli pentru 2018, Administrația Județeană a Finanțelor Publice vă roagă să luați toate măsurile și să impun. Finanțele publice acum. Spre știință către comuna Asău, spre știință, trezoreria operativă Moinești, sistare, alimentare, sume pentru nedepunere buget pe anul 2018 și estimări pe 2019-2021 de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice, Administrația Financiară Județeană Bacău, Serviciul Sinteză și Asistență, Elaborare, Execuții Buget Locale. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării bugetului de stat, în monitorul oficial al României, partea 1, după expirarea acestui interval, finanțarea cheltuielilor unității administrativ-teritoriale și unității din subordinea acestora se efectuează în condițiile prevăzute articolul 39, aliniatul 7 din legea privind finanțe publice locale, numărul 273. 273 pe 2006 cu modificări și conform legii bugetului de stat din anul 2018 numărul 2 din 3 ianuarie 2008 s-a publicat în monitor oficial. Având în vedere că până la data prezentei nu ați aprobat bugetul pe anul 2018, Agenția Județeană Finanțelor Publice
Bacău dispune ușor, nu vă aprindiți, că mai avem de discutat. Așa, dispune, începând cu data 21 februarie 2018, sistarea alimentării cotelor defalcate din impozitul pe venit și sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată până la aprobarea acestuia de către autorități deliberative. În această situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri, adică numai din încasări. Exact. Deci dacă dați asta voi, e realitatea. Dacă acum dați voi, pot exprima un punct de vedere ca simplu cetățean. În urma acestor adrese, eu pot să informez ideea că există un blocaj la factorul decizional, la nivel de comună, în Consiliu, unde ar trebui să nu se întâmple așa ceva, pentru că orice blocaj este total neconstructiv. Deci dacă toate mergeau cursiv, etapizat și cu pași mici și în sensul pozitiv, n-ar fi trebuit să primim aceste adrese la nivel de comun. Asta e punctul meu de vedere ca cetățean. Asta le analizați pe rând fiecare, dar nu cred că și aveau rost. Da? Deci ele trebuiau să nu apară. Deci dacă toate decurgeau, cum trebuie să decurgă pentru binele comun. Deci da, noi trebuie să avem un calcul binele comun. Ascultați un pic. Noi am avut ședință de Consiliu. Domnul Eugen, data de 15. Ascultați-mă un pic. În data de 15, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Conform filmării făcute de către Exclusiv TV, conform procesului verbal, bugetul a fost aprobat în data de 15. Ce să înțelegem de aici? Este filmare. Haideți să vă mai spun mai departe. Toată greșeala pornește de la Consiliul Județean, care a analizat bugetul per total județ pe 16, după ce am făcut noi ședința. Deci au obligat toate OAT-urile să facă ședințele, să aprobe bugetele și ei vin și suplimentează după aia bugetul cu anumite sume pentru transportul și pentru alte chestiuni și ne pune pe noi în situația de a reveni și de a completa bugetul. De unde provine greșeala? Și asta era greu să revenim și să completăm, să fim de acord. Deci în data de 21, spune noi, în data de 21 nu puteam depune bugetul, că trebuia să ne întâlnim la ora 14, domnule. Haideți să o luăm așa, omenește. Deci, eu văd hârtiile astea, dar discutam și ieri cu domnul primar, că am fost și ieri la primărie. Și discutam cu domnul primar, a sunat și la ANAF. Deci, ANAF-ul nu știe stânga ce face dreapta. Consiliul Județean face una, ANAF-ul face alta. Vine cu hârtii. Da. De ce vine cu hârtii? Pentru că nu și-au respectat termenele Consiliului Județean. Asta e altă chestiune. Da, ca idee generală, adică normal să tot pasăm s-a de la aprobat ca nu pasăm. Spune realitățile. Trebuie să meargă cursiv. Ca o practică, cursiv ca o practică care nu vă să afecteze la alte localități, s-a stabilit asta cu condiția că după amiază sau a doua zi când intri cifrele să se bage acolo cum s-a stabilit, unde există colaborare. Nu unde există război total. Așa. Da, nu-i război. Dar la ce vrei să vorbesc și eu, când ați vorbit și vă opriți cineva? Spuneți de război, n-a fost. Haideți să începem la exact să purtăm bugetul. Și ce s-a fost război? I-am promis bugetul? Nu, dar în principiu lumea știe mai bine. Așa. Și ne vine nouă o adresă, a doua zi, vineri, prin care nu, am găsit eu sâmbătă dimineața în față. Ne mai dă Consiliul Județean 175.000 de lei, însemnând 1.750.000, pentru din cotele TVA pentru proiecte de infrastructură, de infrastructură. Deci, pentru proiectele care le avem, pentru cofinanțare, partea noastră de plată. Ne mai dă 119.000 de lei, deci 1.190.000, pentru TVA, pentru drumurile comunale. Acum, foarte simplu, să zicem că așa, trebuie făcut o rectificare la buget cu suma asta. Așa. Păi și de ce nu vreți să aprobați? Nu, domn primar, de ce vrem să ducem opinia publică? Nu, pentru duminică. Deci aici s-a ajuns, Consiliul Local o cerut, să se taie din leafă. Nu să se taie, să rămâne salariul la luna decembrie 2000. Ba da, domnul primar, decideți informați lumea. Să rămâne la luna decembrie 2007. Din când salariul a crescut, încă mai crescut. Din iulie 2017 a crescut odată. Și de la 1 ianuarie încă mai crescut. Mă duc să vă aduc lista acolo, să vă arăt. Nu trebuie. Ba da, dar de ce nu trebuie? Păi stați, decideți informați. Decideți informați opinia publică. Nu, domnule, stați să vedeți. Domnule, asta este... Dar nu m-a acuzat nimeni.
tocmai asta. Dar niște întrebări, nu veniți cu date. Da, da, păi cum să fiu cu date? Dar fiu cu vorbi, nu am întrebat. Crescut, da, crescut, crescut statul. La 1 ianuarie. Deci au crescut în urma unei hotărâri din Consiliu, da? Nu, dragă, tocmai asta e. Iulia, trebuie să discutăm. În iulie, au crescut datorită. Dumneavoastră vă adaptați în părticios dispoziția mea. Stai așa. Atacați în iulie au crescut datorită hotărârii Consiliu. În iunie, da, au crescut datorită hotărârii Consiliu. Stai, am aflat la coeficient. Am aflat la coeficient cu toate. Păi nu asta am întrebat. A crescut în urma unei hotărâri din Consiliu, da? În iulie, domnule. Nu, cu 3 ianuarie s-au făcut. Hotărârea din Consiliu a fost dată până la 31 decembrie 2017. Da, așa sunt salariile. Se țin din iulie până la 31 decembrie. Vreți să faceți salarii? Cum? Am rugămit, propun să vorbim un pic mai clar. Păi să se dezbatem. Ce ne am deviat? Păi, dar nu știu cine lua discuții despre asta. Deci dezbaterea publică era pentru proiect. Bine, o să fie o altă ședință. Haideți să trecem chestia asta la diverse. Nu, chiar nu am zis. Lista s-a lansat public să vadă cât era salariul la 31 decembrie și cât au fost salariile pe 9 februarie. Să vadă că toate salariile au crescut cu 2-3 milioane. Poți să vă dau câteva argumente și acum, dar haideți să o trecem la alte probleme. Dar de ce dezinformăm, domnule? De ce dezinformăm? Asta a fost. Dar de ce nu spuneți? Domnul Vici, ce coeficient aveți, domnul Vici, la salar? De ce luați coeficientul la salar de 25%? Dacă nu vă legați de domnul Vici și domnul primar, coeficienții se stabilesc. Nu, coeficientul, de ce dă de salarul primarului 25%? Nu sunt funcționari. Haideți să te întrebăm. Nu e cazul. Nu e cazul. Atâta vreau să spun să știe lumea. Cifrele arată că da, în anul trecut, Ana, lasă-mă, domnule, să vorbesc. În anul trecut s-au făcut încasări mult mai bune și în raportul de stare economico-socială a comunii, voi prezenta realizările la încasări 2016-2017 și alte aspecte. Cu ce s-a realizat în comună și a muncit un colectiv de 20 ceva de oameni să laudă numai unul și altele și altele. Da, dar trebuie să știi, cetățenii, că bugetul... pentru salarii, deja e cu 5 miliarde, aproape mai mult. Lasă, nu e așa. Nu, cum e așa, domnul primar, dar și cifri, domnule, cum lasă? 5 miliarde. Aproape 5. 5 miliarde care te sunt suporti cetățenii din comună. Poftim. Nu cetățenii din comună. Vine echilibrări din TVA, de la județ. Nu, că pe baza oamenilor și ce încasăm din comună, abia ne ținem și noi, să nu pierdem ritmul. Iar restul vin din cote de falcate de la Ministerul, Ministerul Finanțelor, de la că nu-și bate nimeni joc de... Și toți banii care vin, sigur în salarii. Dar nu spune nimeni treaba. Păi și atunci, domnule, și dacă nu doriți să-i băgați în salarii, discuția asta trebuie făcută principială și aplicată. Nici cu vocitare, nici certat, nici fie... Nici cu șanca. Dați-mi voie să-mi exprim părerea, dacă v-am ascultat. Deci nici fiecare să țină morțiși la părerea lui. Că nimeni nu suntem deținătorul părerii absolute și drepte. Deci dacă nu ascultăm în acest consiliu, eu am văzut ce se întâmplă și nici nu mă interesează, că nici nu fac politică, nici... Dar pot să-mi exprim părerea. Dacă fiecare dintre noi ține morțiși la părerea lui, că e cea mai bună, și alta nu poate fi mai bună decât a lui, nu o să ajungeți niciodată la nimic. Corect. Înainte de a crește salarii, de a crește, ridica sau coborâ, nu mă interesează nu ce, cum, hotărârii, nehotărârii, trebuia făcut o discuție clară, principială, cu toți angajați și stabileați ce, cât și cum vă permiteți să creșteți sau cât să nu creșteți. Nu să veniți să vă certați aici, care nu dă bine în spațiul public și pentru imaginea noastră a comunii, să faceți discuții neprincipiale. Asta e punctul meu de vedere ca cetățean, vreau să faceți ce doriți. Dar după felul cum ne exprimăm și ne vom exprima, așa vom fi percepuți în comunitate și în societate. Omul trebuie să vadă de la noi și cetățeanul trebuie să vadă de la noi o poziție extrem de clară, echilibrată și mediatoare față de toți. Că nu trebuie să împărțim pe unii sau pe alții între salariați de primării, salariați privați sau alte specii, da? Greșeala a fost urmări de statul, urmări din 900. Dorel, scurt, nu cum vrei și statul, dar nu ne interesează. Noi trebuie să aplicăm, să aplicăm nivelul de salarizat. Până la urmă, e o treabă internă. Păi internă, nu era asta discutăm. Care îi are rost să o mai discutăm? Mi-am exprimat un punct de vedere că s-a adus în discuție acest subiect.
Dacă vrem să o discutăm la diversi, nu acum. Nu, dar nu e pe ordinea de zi, nu este scopul noastră aici. Scopul este altul care e. Altul este, da. În ce scuz eu așa vorbesc mai tare, dar ăsta e timpul meu vocal. Dar ascult în același timp și te primi fiecare, deci nu putem interveni unii peste alții. Hai să intrăm în probleme. Hai să intrăm. Dumneavoastră, pentru ce ați fost chemați aici? Dar nu vreau chemat. Bun. Adică... Cum nu am fost chemat? Avem invitații. Avem invitații. Cum nu? Avem invitații la dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre cu reglementarea circulației camioanelor peste 7,5 tone care transportă materiale gros sau alte materiale. Ce să zic? Mă bucur că... Ce e asta? Ce e cu el? L-ați adus aici? L-am adus noi. Aici e un material, îl puteți desface. Am înțeles să nu-l desfaci. Da, nu trebuia desfăcut ieri. Azi, la data dezbaterii, îl puteți desface. Noi mai avem un... Este o recomandare care va merge la inițiatorul proiectului de hotărâre. Noi mai avem un exemplar. Și pe care o va prezenta cine a depus-o. Exact. Domnul Chiriluș. Deci eu am depus-o. Așadar, având în vedere că ne aflăm într-un spațiu public, discuțiile trebuie să importăm oficial. Că este prima dată trebuie să începem altfel. Deci... Text. Prezentă proiectul, da. Atunci prezentați proiectul și noi venim cu argumente, expunere de motive, de principii și alte alea. Deci, întrucât am în atribuții întreținerea drumurilor, drumului comunal și a uliților și drumurilor sătești, chiar am să încep cu expunerea de motive la acest proiect. Deci, expunerea de motive. La proiectul de hotărâre privind reglementarea circulației autovehiculor cu masă maximă autorizată, totală mai mare de 7,5 tone pe drumul comunal DC-146 Aseu, APA Aseu, Păltiniș și pe drumurile sătești din comună. În temeiul prevederilor articolul 46 din legea numărul 215 din 2001 a administrației publice locale, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației autovehiculelor cu masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumul comunal DC-146 Aseu, APA Aseu, Păltiniș și a drumurilor sătești. Consider oportună inițierea și promovarea prezentei hotărâri datorită următoarelor considerații. Întrucât a trebuit să treacă 28 de ani de la evenimentele din 1989, timp în care am reușit asfaltarea 15 km de asfalt. S-a reușit. Nu ați reușit dumneaștru. S-a reușit, uitați că așa scrie aici. Am reușit. S-a reușit. Da. Așa. Care deja mai mult de jumătate din el e distrus, având în vedere că acest drum nu a fost proiectat și construit pentru un trafic de tonaj atât de mare, chiar și de 60 de tone autovehicul plus încărcătură, așa, având în vedere că bugetul comunei nu permite din surse proprii reabilitarea tronsonului de drum deja distrus de acest trafic de la centrul său până la școala la Bartea, repararea podurilor de la capătul satului Păltiniș, care la fel au fost distruse de aceste camioane cu tonaj mare ce transportă material lemnos. Având în vedere că mai avem 1,5 km de drum comunal nemodernizat, având în vedere că direcția silvică percepe o taxă de transport pe metru cub destul de substanțială și transportul se efectuează în majoritate pe drumul comunal asfaltat, ținând cont de faptul că se dorește crearea unui cadru legal favorabil de protejare a investițiilor făcute la infrastructura drumului comunal, concomitent cu protejarea zonelor în care sunt concentrate locuințele cetățenilor afectate de traficul greu, propun spre aprobare Consiliul Local al Comunei Aseu acest proiect de hotărâre. Deci asta ar fi expunerea de motive. Aici sunt legile în baza care am inițiat proiectul de hotărâre și începem, propunem. Pentru întreținerea, conservarea și continuarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC-146 Aseu, APA Aseu, Păltiniș, realizat atât din fonduri europene cât și cu fonduri din bugetul local, se instituie restricții de circulație pentru autovehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Articolul 1. Articolul 2. Circulația autovehiculului cu masă maximă totală autorizată mai mare de 7,5 tone se va putea face cu plata unei taxe de utilizare a drumului comunal de C146 Asău, APA Asău, Păltiniș, denumită în continuare taxă de drum. Operatorii economici care exploatează, achiziționează și transportă cu mijloace auto proprii sau ale terților masă lemnoasă din partizile aflate în administrarea ocoalelor silvice subordonate Regia Autonomă Direcția Silvică Bacău, Rom Sirba și Direcția Silvică Bacău, transportul care se realizează pe drumurile sătești de interes local și pe drumul comunal DC146 APA Asău Păltiniș, vor datora o taxă de drum calculată în baza avizului de însoțire a materialului lemnos înregistrat în sumal la metru cub de material lemnos transportat în quantum de 6 lei pe metru cub. Sumele obținute din colectarea taxei, deci aici e foarte important, sumele obținute din colectarea taxei de drum se constituie venit la bugetul local al comunei Asău, fiind evidențiate într-un cont distinct, deci nu intră la grămadă, la buget, așa, și vor fi folosit în exclusivitate pentru plata lucrărilor de întreținere și reparație a drumului comunal DC146 Asău, APA Asău, Păltiniș, a zonelor de protecție și a drumurilor vecinale racordate la acesta, a sistemelor de colectare a apelor pluviale, zidurilor de protecție, poduri podețe, modernizarea și întreținerea punctului de control dotat cu barieră amplasat la kilometru 2, deci este proiect de hotărâre, așa precum și pentru finanțarea sau cofinanțarea continuării lucrărilor de modernizare începute. Taxa de drum se datorează și se achită anticipat pentru fiecare cursă, considerată dus-întors și se colectează la punctul fix de încasare și control dotată cu barieră și modul instalate la kilometru 2 pentru circulația ce se efectuează între kilometru 0 și 15 pe drumul comunal 146 Asău, APA Asău, Păltiniș sau la caseria primăriei, după caz. În cazul unui ansamblu de autovehicule format din autovehiculul tractor și remorcă sau semiremorcă, taxa de drum se datorează atât pentru autovehiculul tractor cât și pentru remorcă sau semiremorcă. Pentru protejarea cetățenilor, așa, al comunei Asău, a turiștilor cazați în diferite structuri de cazare existentă sau care urmează a fi omologate în viitor, sau inexistent. Așa. Precum și amenziile înconjurătoare, se interzice circulația pe timp de noapte a autovehiculului cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în intervalul orar 22 și 6 dimineața, pe drumul comunal de C146 Asău, APA Asău, Păltiniș, pe porțiunile de drum ce străbat satele Asău, APA Asău, Păltiniș. Ocoale silvice aflate în subordinea Regia Autonomă Rom Silvia, Direcția Silvică Bacău, în baza protocolului de colaborare ce vor fi încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor furniza informații necesare în vederea cuantificării și verificării cantităților de masă lemnoasă transportate de către operatorii economici utilizând infrastructura rutieră locală. Operatorii economici care vor fi depistați la punctul de control trafic de pe DC146 Asău, APA Asău, Păltiniș sau pe drumurile aflate în administrația autorității locale că transportă masă lemnoasă cu încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, li se va restricționa accesul pe drumul comunal precum și pe drumurile sătești sau de interes local, până la achitarea integrală a taxei de drum datorate. Dreptul de control privind respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către contribuabili care dețin mijloace de transport marfă și care circulă pe drumul comunal DC146 Asău, APA Asău, Păltiniș, de a constata și aplica acțiuni la primarul comunei Asău, viceprimarul comunei Asău sau personalul din aparatul de specialitate, implicit biroul poliției locale Asău, prin polițiști locali încadrați sau prin prestări servicii de către o firmă specializată. Nerespectarea prevederilor spune legii aici așa, se stabilește dreptul de control la fel, aliniat cu ordinul guvernului și cu ducerea în îndeplinire se desemnează primarul comunei Asău, biroul poliției locale. În imposibilitatea ducerii la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri de către biroul poliției locale se va contracta o firmă specializată de pază și protecție în vederea încasării taxei de drum stabilite. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință opiniei publice și a persoanelor interesate prin afișarea la sediul primăriei comunei Asău, pe sitiul primăriei și la punctul de încasare a taxei de drum.
Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștința instituției prefectului județul Bacău, primarului, care vă proceda la comunicarea acestei și altele autorități și persoane interesate. Ăsta e un proiect de hotărâri care e supus la dezbatere publică, nu e aprobat până acum, nu-s bătut în cui, nici cifrele, nici paragrafele, de asta cred că ne-am adunat aici, ca să-l discutăm. Am luat să ajungem la un... Deci, poți să mă exprimi acum, da? Da. Am luat la cunoștință că e un proiect și care poate suferi modificări. Absolut. Sau, eu știu, reveniri, regândiri, retrageri sau alte alea. Din punctul meu de vedere, orice proiect care să dorește să expune în spațiu public, mai ales la nivel de comună, ar trebui să fie clar, simplu și concis și fără prea multe articole care să ne încurcăm în ele. Dar o să ajungem la ele să ne descurcăm de rând. Adică noi, la nivel de comună, ca ales public local, când inițiem un proiect de hotărâri care se va răsprânge asupra comunității, unii sunt unii suntem noi, trebuie să fie foarte simplu și concis, care să nu ne încurcăm în el cu 100 de articole care să ne îngreuneze viața de zi cu zi nouă tuturor. Bun. Avem o expunere de motivi și după aia propun să analizăm fiecare articol în parte, că așa mi se pare normal și după aia la diverse, dacă vor dori din cei care suntem în sală să vină cu puncte de vedere proprii, va face fiecare mențiune respectivă. Și zicem așa, domnule primar, sunteți aici, domnule viceprimar, doamnă secretar, domnilor și domnilor participanți și consilieri. În urma anunțului numărul 1 din 17.1.2018, privind transparența decizională referitoare la dezbaterea publică din data de azi, în legătură cu proiectul de hotărâre numărul 308, privind reglementarea circulației autovehiculor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumul comunal DC 146 Asău, APA Asău, Păltiniș, eu personal vin în fața dumneavoastră în calitate de cetățean, deci nu reprezint o anumită categorie sau clasă socială, de cetățean, de contribuabil și chiar de reprezentant al unei părți extrem de mari din cetățenii comunei Asău. Deci asta o faci să nu e personal, nu în numele... Dragul meu, eu am purtat, e în discuții cu toți cetățenii și o fac în numii comun, da? Am o grămadă de discuții făcute, dacă te-a ascultat cineva și ți-a exprimat părerea, am aceeași rugăminte, da? Nu să lămurim chestia asta, deci nu-i personal sau numele... Mă întreb la urmă dacă e așa. Deci dacă ai susținut proiectul și expunea de motivii și n-ai primit nicio întrerupere, am rugămintea să purtăm discuții la același nivel. Deci am adresat-o la nivel de rugăminte. Dacă suntem oficial, trebuie să ne exprimăm tot oficial, da? Deci, în urma unor multor discuții care am avut cu cetățeni din comună să mă conving dacă pot exprima păreri în nume comun, asta vroiam să aduc la cunoștință, da? Deci, reprezint o mare parte din comunitatea asăvoană, am discutat, mi-au permis să exprim idei, principii, propuneri, sugestii și analize și recomandări, de altfel, în nume comun la proiectul dumneavoastră mai sus menționat. În acest scop aduc în atenția publică câteva aspecte legate de activitățile care au ocupat forța de muncă din comuna Asău. Pentru că trebuie să avem în vedere și istoricul acestei comuni. Ne ducem viața de zi cu zi toți. Deci dacă ne uităm istoricul comunei Asău, constatăm că locurile de muncă existente în arealul comunei au fost în decursul timpului în industria petrolieră, în industria minieră și ca activitate principală în industria de exploatare forestieră și activități conexe acesteia, cum ar fi de prelucrare primară și superioară a lemnului, precum și alte activități, respectiv creșterea animalelor și alte servicii, toate desfășurându-se concomitent, fără a se îngrădi una pe alta. Trebuie să ținem foarte mult la aspectul ăsta. Pentru că în proiect și ne spune motive, am văzut câteva lucruri care îngrădesc unele activități în defavoarea altora. Menționez de asemenea faptul că în industria forestieră de prelucrare și de exploatare au fost încadrați
atât bărbați cât și femei din comuna noastră. Fiind specializați în diferite meserii, și tot aici aș vrea să menționez tradiția, rolul și evoluția școlii Asăoane, care a pregătit multe generații a înaintașilor noștri, formând de asemenea oameni de o înaltă calitate, pregătire profesională în toate domeniile, care în decursul timpului, dacă ne uităm și analizăm și știm că le-am trăit sau știm de la strămoșii noștri, au ridicat, au clădit, au construit și au promovat această comună prin pregătirea lor și prin faptul că au ajuns la nivel național în diferite funcții. Dar să ne gândim că, datorită faptului că ne aflăm în zonă montană, activitatea de exploatare forestieră a constituit de-a lungul timpului principala sursă de existență a multor generații. Și aici fac trimitere la monografia comunei Asău, de unde știm că în trecut au existat și câteva gatele cu apă, acționate cu apă, precum și faptul că produsele rezultate de la aceste instalații și gatere erau transportate la timpul ăla, neavând căi de acces atât de modernizate, către gări sau porturi de cărăuși particulari din acea vreme. Cărăușie particulare, care mulți cunoaștem acest termen, da? Și bănuiesc și sunt aproape sigur că la timpul ăla nu s-a găsit nimeni care să vină cu idei să le pună taxe pe accesul, pe drumuri sau pe alte căi de acces. Și vă pot argumenta, ca să dați din cap la momentul oportun, vă argumentez și chestia asta. Aveți dreptul să nu fiți de acord. Între timp lucrurile au evoluat. A apărut și calea ferată forestieră, drumurile petroliere, drumurile forestiere și toți cetățenii acestei comune și au desfășurat activitățile în condiții normale, în toate domeniile de activitate, fără a avea nevoie să fie protejați de ceva sau de cineva. Că a susținut undeva necesitatea protejării. Și aduceați-vă aminte, tot aici aș spune, când era calea ferată forestieră, care trecea sinuos și șerpuia printre toate casele și n-a fost nevoie să fie protejați nimeni, din către nimeni și din către cineva. Sau din către un pericol eminent. Deci lucrurile astea trebuie gândite și analizate din trecutul comunei noastre. Nu să venim acum cu diferite puncte de vedere să ne trezim noi că revoluționăm ceva. Și aici nu mă refer la nimeni, îi exprim niște păreri din principii de care toți ar trebui să fim seama la nivel de comun. Dar să trecem mai departe. Și pot zic așa, că eu ca cetățean trebuie să gândesc echilibrat. Eu din punctul meu de vedere ca cetățean, da? Trebuie să admit faptul că la nivel de comună pot exista simpatii și antipatii, păreri pro sau contra ale cetățenilor legate de această activitate. Respectiv de activitatea forestieră, de exploatare și transport. Păreri care de asemenea trebuie să respectate. Deci toate părerile cetățenilor trebuie respectate, luate, preluate și analizate. Așa mi se pare corect în spațiu public. Că așa trebuie și făcut. Dar nu pot să admit aici și nici nu mi se pare corect și nici moral. Ca să mă exprim elegant. Că aleși publici locali să reclame acest domeniu de activitate și precum și nici alt domeniu de activitate. Și mai de asemenea să nu se implice activ pe diferite rețele de socializare de partea unora sau altora dintre cetățeni. Deoarece un ales public local, deci un ales public local are datoria, deci are datoria, de asta e ales public local și stă în spațiu public și pe banul contribuabilului, de a avea o poziție extrem de echilibrată, mediatoare față de toți cetățenii. Ăsta e rolul lui de ales public local, de la primar, viceprimar și consilier. Dacă nu sunteți de acord cu mine, o să mă contraziceți când veți dori. Dar așa trebuie să priviți lucrurile. Și ca să fiu și mai explicit, datoria unui ales public local, că de aici pornesc toate aceste lucruri
Și faptul că ne aflăm azi aici și faptul că ați ajuns în diferite blocaje la nivel de comună care nu mă interesează, dar care se văd în spațiu public până în înregistrările care le avem, datoria unui ales public local este aceea de a ajuta, a promova și proteja prin atitudine și măsuri orice gen de activitate existente la nivel de comună. Asta e datoria noastră ca aleși publici locali. Și nu de a veni cu măsuri care să blocheze, să îngreuneze sau să restricționeze vreun domeniu de activitate. Atitudini care la un moment dat pot izvori din, eu știu, dorințe de răzbunare, răutate sau traume personale sau mai știu eu ce. Și ca să fiu și mai clar și mai concis, comunitatea Săoană, la momentul ăsta și la toate momentele, are nevoie la nivel local de oameni care să adune și nu să dezbine cetățenii, indiferent de faptul și indiferent cu ce se ocupă acești cetățeni din comună. Să-i unească și nu să-i împrăști. Deoarece dacă ne uităm în istorie, forța, nivelul de cultură și civilizația comunei a său, care nu este o comună oarecare, deoarece se deosebește în arealul în care suntem, față de celălalt vecin, deci forța și nivelul de cultură și civilizația comunii a stat, și uitați-vă în istorie, da? A stat în unitatea și toleranța cetățenilor unii față de alții. Și aveți dreptul să mă contraziceți dacă când o să doriți. Considerăm necesare aceste informări și precizări care nu sunt ale mele personale. Ele răzbat din spațiul public și din discuții care le-am făcut la nivel de comună cu foarte mulți cetățeni. Și aici vă pot spune că nu o să mă puteți contrazice niciunul când nu am făcut discuții. Pentru că consider că dialogul este o artă și tot timpul un ales public local. Mai cu seamă trebuie să fii tot timpul în contact cu cetățenii, să asculti 100.000 de păreri până va veni cu un proiect de hotărâri din Consiliul Local care să privească toată comunitatea și ai datoria să se informeze. Și ați văzut că n-am făcut referire absolut la nicio persoană, că nu mă interesează, am expus idei de principiu. Și acum haideți să ne referim puțin la proiectul de hotărâri propriu zis, da? Dar aici, la expunerea din motive și din principii, ar fi fost de vorbit două zile dacă vroiam să vorbesc, că aș fi avut ce vorbi. Dar trebuie să sintetizăm și să ne ducem la proiectul de hotărâri. Păi domnilor, referitor la proiectul de hotărâri, unde noi ne-am adunat astăzi aici și ar trebui să venim cu recomandări. Ăsta e scopul venirii noastre aici, da? Dar eu mă întreb, eu și mulți se întreabă, cu ce recomandări putem să venim noi? Când studiind acest proiect, poate mulți l-au studiat, că e public, da? În linii mari acest proiect prevede așa, restricții, sancțiuni, taxe, drept de control, stabilire și aplicare amenzi de către primar și viceprimar, precum și de către poliția locală și alte firme de pază care vor fi angajate de primărie. Nu cred că avem nevoie de atâtea firme de pază. Și toate acestea, la rândul lor, se vor răsfrânge asupra majorității cetățenilor comunei a său. Așa că propunem să discutăm fiecare articol în parte. Asta a fost o introducere la proiectul dumneavoastră. Și haideți să ne ducem la articolul 1. Alineatul 1 se instituie restricții de circulație pentru autovehicule peste 7,5 tone. Iar la alineatul 2 se concretizează cu aplicarea unei taxe de utilizare a drumului comunal DC146 a Săua-Pasău-Păltiniș. Dar trebuie să ne gândim în următorul mod. Drumul a său, drumul DC146 a Săua-Pasău-Păltiniș, se termină undeva în drumul forestier. Nu are comunicare cu alte comunități sau alte comuni de jur, da? Deci în mare parte. El este folosit
de agenți economici sau cărăuși particulari de pe plan local. Nu suntem zonă de tranzit. Deci o mare de cărăuși de... Da, în mare parte și majoritate. Da. Am spus în mare parte majoritate, n-am spus 100%, dar te rog să vin cu argumente la urmă, da? E la urmă, da. Păi da, dragule, dacă ți-ai expus ăla, ți-ai expus punctul de vedere și proiectul, nu te-a întrerupt nimeni, absolut nu a întrerupt nimeni, da? Păi și dumneavoastră v-ați expus ăsta, nu știu. Păi stai un pic, păi așa puteam, când a citit domnul Vici, când a citit proiectul, puteam să venim să expunem atunci, nu? L-am lăsat și a expus proiectul, nu asta am făcut? Păi nici prin asta nu m-a întrebat nimeni când ați expus. Păi dragul meu, vii la urmă și îți formezi punctul de vedere pe fiecare articol în parte. De ce să discuți pe ce spun eu? Să notez și vii cu precizări și argumente la unii nu s-a convenit, așa se procedează. Păi nu, asta a venit. Fiecare venim cu puncte și principii ale lui. Tu poți să-ți notezi, îți picuiești ce nu ți-a convenit și vii și exprimi mai departe, că nu te oprești nimeni. Deci fiecare trebuie să-și susțină punctul de vedere, nu s-a oprit nimeni. Hai să mergem mai departe. Da, și spuneam, da, mare parte el va fi, taxa asta va fi suportată din agenții economici și cărăuși de pe plan local. Și mă duc și mai departe cu analiza ca să vedeți o asemenea taxa care doriți și care îți dorește a fi impusă prin acest proiect, să vedeți unde se va răsfrânge. Când am văzut o analiză clară și pertinentă și amănunțită și de ansamblu, eu ca ales public local, nu eu, cel care ales public local, când dorește să aplici o taxă, trebuie să analizeze extrem de clar și de amănunțit și în ansamblu societății unde se va duce acea taxă și de cine va fi suportată și la fiecare nivel. Crine, da. Bun. Automat după lege se duce la drumul. Chiar dacă vrem noi. Nu la asta m-am referit. De cine va fi plătită și suportată în aplicabilitatea ei, domnul primar? La asta mă referiam. De cei care îți trecă drumul, domnul Chirinuș? Dragul meu, eu am mai spus o dată și te-am rugat frumos. Da. Nu strică nimeni drumul. Drumurile trebuie să utilizate și să strică prin utilizarea lor. Păi atunci ce facem? Nu mai ne-a stricat domnul. Nu mai drumul de la școală la Bartea, la Bartea. Dar drumul de la Comănești până la strajă, când e făcut de la Lucu până la strajă? Nu. O fost de aici de acolo la strajă. Ce mă strică? 30.000 de o toană și jumătate. Câte lemne s-o căra domnul Vici de la strajă pe partea strajă, băi, ce s-o stricat tot drumul praf? Domnul Vici. Cum plecau la deal spre... Câte lemne domnul Vici? Haideți să... Și câți ani are? Domnul Vici. Domnul Dorin. Haideți să nu ducem discuția în altă parte. Câte căi de accepte? Dragilor, ascultați-o leacă. Ducem discuția în altă parte. Când avem la diversi. Nu mai terminăm. Ascultați. Deci noi venim cu discuții principiale și nu personalizate cu acuzii. Cine ne-a stricat, cine ne-a stricat. Modul acesta de a discuta nu face decât rău societății. Deci, de la nivelul local, un ales public local nu are dreptul să o acuzi. Nici cetățeanul, nici cont... Nu ai dreptul să acuzi, dar domnule. Păi atunci, că cine ne-a stricat? Eu o întrebare, nu am eu acuză. Deci, cum acuz? Am întrebat cine ne-a stricat. Eu zic așa, nu personalizați discuțiile. Deci folosiți-le în linii mari și în principii exprimate bune și sănătoase pentru comunitate. Camioanele lui X o strica drumul? Da. Hey. Eu am pus o întrebare. Cine o strica drumul? Bun, hai să trecem. Eu, dacă ați urmărit ce am spus eu acum, am făcut o expunere de principii în linii mari, fără a mă duce strict și personalizat către cineva anumit. Da. Dacă veți dori să duceți discuția așa cum și pe viitor, principial și pe aceste linii, va fi bine pentru comunitate, nu pentru asta personal. Că dacă cineva care e aici, din ales public local, se gândește pentru ceva personal, nu va da bine niciodată. Ședință deschisă, nu? Deschisă. Da, domnule. Poftiți, domnul Costin. Sunt viu pregătit, domnule, că și aud, nu ies în pămâie în cap. Păi și la fel. Trei oameni aici, o comunitate micuță, neînțelegeri și imposibil. Tocmai asta e problema, de fond. S-a format o gașcă. Da, haideți. Care-i tulbură toată liniștea. Nu pornit așa, suntem în post. Deci trebuie să înlege armonia. Dar continuăm, dacă doriți, hai dispoziți să rămân, să luați parte. Nu umbra și asta să ne iertați-mă, că iargă, dar ești intrigat. Ați văzut și la nivel național acum. Se vede de pe lună și de din planete ce face această ființă. Ați văzut ce face Cioroș.
Dar numai că băieții au fost sistă și au prevăzut. Vorbenii au și spus 200 de mii de semnale vor veni pe Facebook. Și au venit. Au văzut să o apere pe cine? Pe Chiom. Dar îi uiți, nu? Cine? Am rugămintea să nu știu ce mi-a spus. Nu, să mergem cu ședința noastră înainte. Nu, ca să nu mai... Da, haideți să rugăm mintea să mergem mai departe și dacă avem puncte de vedere, toți ne putem exprima fără niciun fel de probleme. Că nu ne ia nimeni acest drept. Numai trebuie să avem răbdare, calm, ca să ne exprimăm punctul de vedere, să extragem o părere comună, că ăsta e scopul venirii noastre aici, nu-i altul. Deci n-a venit nici cu acuze, nici a dovedit că cineva a avut o intenție sau bună, că nu ăsta este scopul. Dacă de la nivel local ne dorim să facem ceva, putem face lucrul ăsta dacă reușim să adunăm în jurul nostru toate energiile ca să clădim, să construim ceva bun și benefic pentru comună. Ăsta e rolul nostru, care ne aflăm aici. De la cetățeni, de la aleși local, de la primar, deci ăsta e rolul nostru. Deci eu nu am nici un fel de acuză sau un reproș de a aduce vreo una din care e aici. Punctul meu de vedere este să încercăm să adunăm cele mai bune idei, toate energiile care să clădim ceva bun pentru comună, nu să răzbată sau să se formeze o idee că am dori să ne răzbunăm unii pe alții. Nu asta e ideea. Dați-mi voie două secunde. Da, am văzut expunerea dragul meu. Soluții sunt până la... Am și soluții, am și soluții. Am și soluții, da? Am și soluții, o să livez la urmă soluțiile. Ok. Articolul 2, alineatul 1, prevede o taxă de 6 lei pe metru cub pentru agenții economici din domeniul forestier și o taxă de 6 lei pe tonă pentru transportatorii și beneficiarii altor mărfuri, altele decât cele lemnoase, da? Și mă duc cu analiza. Majoritatea agenților care operează în zonă sunt de pe plan local. Majoritatea, am spus, da? Nu facem procentaj cât, dar majoritatea sunt de pe plan local, care au și încadrează forță de muncă dintre locuitorii comunei său. Iar la rândul lor, acești locuitori ai comunei său, fie ei agenți economici, operatori, sau locuitori sau muncitori, și unii și alții generează și plătesc taxe la bugetul local al comunei. Prin diferite taxe care sunt stabilite la nivel local, da? Plătesc și generează taxe. S-a dus în discuții și Ocolul Silvic, da? Și Ocolul Silvic exploatează, da? Dar să ne uităm că și Ocolul Silvic are tot muncitori din rândul localnicilor. Care și aceștia, la rândul lor, tot asta fac, da? Generează și plătesc taxe la bugetul local, pe impozit, pe clădire, dependenții, teren, mașini și tot ce au bunuri, da? Dar mă duc și mă cu analiza și mă refer la faptul că această taxă va fi suportată după aia în cascadă și de persoane fizice din comună care vor cumpăra lemn de foc pentru încălzirea locuinței. Pentru că sursa de încălzire la noi în comună este lemnul de foc. Sursa de preparare hrană e lemnul de foc în mare parte, că mai sunt alte oportunități, da? Și care se vor aproviziona cu lemn de foc, fie de la agenții economici, fie de la Ocolul Silvic prin cereri, da? Și cred că și la nivel de comună, dacă nu aveți cereri supuse spre aprobare sau ceva de genul. Nu mă mai duc acolo. Dar trebuie să ne gândim că avem și tineri căsătoriți în comună, da? Care vor dori să-și construiască locuințe și au nevoie de materiale de construcții, da? Care sunt din domeniul lemnului, care sunt din celelalte materiale de construcții, da? Și aceștia vor plăti taxa asta. Nu o vor plăti direct. Când nu vin cu camioane de 7,5 tone, dar dacă în baza unui aviz înregistrat în sumal, cum ne spuneți acolo, nu va plăti în punctul dumneavoastră de control, da? Dar va plăti la cel de la care va cumpăra lemnul.
Asta nu v-ați gândit. Și trebuie să ne mai gândim și la alte activități, cum ar fi crescătorii de animale, care nu avem puțini în comun, sunt suficienți, da? Și aceștia, la rândul lor, vor avea nevoie să-și aducă cereale, furaje, fân, una, alta. Nu știm cu ce își vor aduce, că nu va trebui să fie cineva să-și dimensioneze mijlocul de transport după cum se dorește la nivel de comună. Vor veni poate peste 7,5 tone sau sub 7,5 tone. Și trebuie să avem în calcul că și ei, la rândul lor, vor suporta această taxă. Și ar mai fi mult mai multe lucruri aici, că toată lumea din comună are nevoie, pentru că așa funcționează și se degradează construcții, locuinții, garduri, grajduri, coteții și mai știu eu ce, și au nevoie să fie reparate în timp, da? Și toți au nevoie de lemn pentru diferite construcții și diferite sortimente de lemn. De la lemn de foc, la lemn de construcții, reparații și orice. Deci așa trebuie să privim lucrul ăsta. Și zic așa, domnilor aleși locali, cineațători de proiecte care prevedeți taxe suplimentare, în marea lor majoritate care se vor duce către locuitorii comunei a său, zicem așa că noi, majoritatea cetățenilor, nu mai vrem alte taxe locale. Că sunt destule, la nivel național și pe plan local. Deci sunt suficiente, domnilor. Nu știu dacă a reclamat cineva sau și-ar dori cineva să nu mai poată de cineva să vină, bă, hai mai pune-mi o taxă că eu nu mai pot de mine, da? N-am văzut asemenea atitudini. Sunt suficienti, domnilor. Asta e o concluzie. Domnul Paul, că mai întreba ce concluzie. Una din concluzii. Și o soluție. Și o soluție, da. Să nu mai puneți alte taxe locale. Asta e o soluție. Și de ce să facem? Sunteți în drumul. Îți spun eu. Lasă-mă că îi răspund. De ce nu faceți proiect? Ascultă aici. Îți răspund și la chestia asta. Uitați-vă în bugetul comunei că aveți fonduri prevăzute pentru întreținerea drumurilor. Și dacă vreți să le întrețineți, faceți, dragilor, proiecte, atrageți fonduri, atrageți bani, că nu vă oprește nimeni și orice investiție se amortizează în 10, 20, 30 de ani pe termen lung, nu pe termen scurt. Și drumurile care sunt făcute și cările de acces sunt făcute pentru a fi utilizate, ca lumea să circule și să alerge toate părțile și să producă plus valoare în comun. Și să dea de muncă și să miște, da? Deci lumea trebuie să plece dimineața când s-a făcut ziul, la 4, la 5, că nu mai poate dormi, trebuie să plece să alerge și să muncească, asta trebuie să facă. Da, deci să înțeleg că toți banii care trebuie duși pe sectorul ăsta de drum, alte drumuri nu mai pot. Domnule, nu zic, dar drumul e făcut pentru 7,5. Nu, dragul, un pic, domnule, câți bani s-au cheltuit cu drumul ăsta care de la Aseu, de la Gore, de aici, până la școală la Barte? Câți bani s-au cheltuit el, în câți ani de zile? Domnule, el în 2004, când s-a făcut. Deci la acest drum, 2002 și 2003, s-a umblat cu documentații, cu totul, s-a obținut fonduri și licitații. Și în 2004 s-a executat de la kilometru 0 la kilometru 6, la școală la Barte. Deci are 14 ani, da? Între timp, el a cedat. Având în vedere că structura lui este cu îmbrăcăminte asfaltic ușoară, cu un strat de 4 cm de binder plus 3 de uzură, de 7 cm, da, și la o lățime de 6 metri, el a avut o perioadă de 5 ani de garanție și de utilizare. După aceea s-au mai făcut de vreo două ori sau de trei, dar știam, scoteam. Da, s-au cheltuit bani, sigur că s-au cheltuit. Da, așa, că ce am făcut noi acum cu bitum de la Kaufland, nu știu, astea sunt mici retușuri, s-o vopsând de azi pe mâine. Așa. El era pus în plan să putem să-i facem, specialiștii care au venit și au văzut, și domnule, aici trebuie decapat, unii faianțat, unii, deci necesită bani mai mulți. Domnul primar. Pentru o cunoștință, inițial a costat 1 milion de euro în 2004. Celelalte drumuri, știți când s-au făcut, cu fonduri de la guvern, kilometru 6, kilometru 10, 200, cu îmbrăcăminte de 6 plus 4, deci mai gros, de 10 cm și la o lățime de 5,5 cu diferite acostamente în curbă, iar restul, de la Gemenea Lungă în sus până la Valerica, acolo 3,2-3 km, s-au făcut prin fonduri europene, lucrare, adică documentații început în 2015, mă repet mereu,
La 15 octombrie am depus un deviz care, în urma studiilor măsurătorilor și tot, în decembrie 2015 ne-a declarat cu 63 de puncte și am prins finanțarea. S-a avut niște criterii, vorba de cimitiri în comună și de asta s-a făcut la cimitiri, nu că să n-au doar schinarea pe primar când îl cară, așa. S-a avut în vedere ieșiri din drumul comunal în drumul județean, între club și complex. S-a avut în vedere alt punctaj din drumul lateral în drumul național, alte puncte și iată că de-aia am și reușit, având sate multe, având cimitiri, având aceste oportunități să treacă un drum național, un drum județean, am reușit să fim printre puținii care am reușit să răspundem cerințelor Uniunii Europene. Asta. Și apoi s-a făcut documentație, s-a făcut proiectare și s-a apucat lucrarea care acum este în curs. Ce a spus dumneavoastră cu treaba să se facă, să acceseze? S-a făcut, s-a accesat. Cred că v-ați lămurit din ce am spus, așa. Urmează în continuare, apare altceva, mai avem un kilometru 400 până la capăt, la brigadă. Și o lățime de 4,5 ca așa permite terenul. Deci urmează și asta. Aceste lucruri le putem face în timp, pentru că cum acasă într-o gospodărie nu reușești niciodată să-ți pui la punct tot și tot timpul e cât e ceva de făcut și de construit, așa e și în public. Ci crede cineva că vom ajunge cândva când nu mai avem nimic de făcut și de construit în comună, nu. Unele le construim, altele se degradează, altele le reparăm și tot așa. Dacă așa dați voi numai un cuvânt, treaba e că orice bun folosit, cred că se uzează, nu? Nu? Ca să-l întreții la uzura respectivă, să găsesc diferite surse de finanțare, mai din impozite și taxe locale, să va stabili până la urmă și va fi o înțelegere și să va stabili, să nu credeți că se face foarte mult. Cât e kilometru vrei de reparat? Nu știu, 8 miliarde sau cât. De covor și de asta. Mai avem câteva. Trebuie cu calm să discutăm și să vedem ce. Și dacă ne dorim să punem o taxă, când m-ați întrebat cu soluții. Domnilor, și dacă dorim să punem o taxă, nu a fost nimeni niciodată contra, pentru că eu am venit la dumneavoastră că e ca cu vreo 3-4 luni și am zis că da, e o taxă, dar lucruri trebuie să gândite. Păi de acum am spus că nu mai vreți o taxă. Scuze-mă. Pe cum vă trebuie? Da, ăsta e nivelul de discuție pe care știți să-l purtați. Eu l-am ascultat. Deci nu a zis nimeni că nu se dorește a să percepi o taxă, dar într-un fel modică și suportabilă de către toți cetățenii sau actorii sau participanții la trafic sau la ce mai folosesc, da? Dar până să ne decidim la aplica o taxă, ea trebuia discutată mult și îndelung cu toată lumea. Nu așa că m-am trezit eu rău în dimineața asta și m-am gândit cum fai să trag o taxă, să o analizez bine. Deci n-am văzut, ați făcut discuții, poate ați făcut asta în cercuri restrânse. Păi pentru ce am pus la transparență? Dragul meu. Până ai inițiat. Păi lasă-mă să-mi termin ideea, dacă eu nu te-am întrebat, așa am spus, dorim să purtăm un dialog, da? Nu intervenim unii pe lângă alții când nu înțelegi nimica. Vezi că eu expun idei principiale și nu mă duc strict către tine să-ți spun ție ceva. Deci nu știu de ce tot timpul te sensibilizez. Dacă te sensibilizez în condițiile care constați că poate n-ai avut toate vreodii corect în cazul ăsta, da? Deci eu nu m-am dus strict personal către nimeni, nici către nimeni, dar m-am dus cu idei expuse principial care trebuie să le avem în vedere în spațiu public. Orice decizii care dorim a lua sau și chiar de a da naștere unui proiect, trebuie să-l discutăm înainte, să vedem ideile care sunt. Că proiectul acesta poate l-ai făcut dumneata pe ideile care le-ai dumneata sau pe alte idei, dar hai să mai ascultăm și alte idei. Până îl punem în practică, dacă să nu fim puși în fața faptului, să-l dezbatem, să venim să ne expunem niște idei și poate cei care cărora trebuie să le expunem noi ideile nu doresc să ne asculte sau să le ia în calcul. Aici e problema. Hai să mergem mai departe. Nu analizez toate articolele, că nu-i de analizat toate, dar alea principale, da. Asta era ideea, da? Și mă refer aici, uiteați cum se duc discuțiile așa în spațiu public de la nivelul alesului local într-un vrind care nu trebuie să ducă, da? Păi eu ca cetățean al comunei astea, da? Eu, spre exemplu, eu am niște principii buni și sănătoase pentru comunitatea în care trăiesc, da? Și mă gândesc la faptul că rolul unui ales local
trebuie să fie acela de a asigura echilibrul și buna înțelegere între toți cetățenii, domnilor. Ăsta e un rol primordial care îl are un ales local. De a fi echidistant și mediator. Și de a nu se lăsa stăpânit nici de răutate și de răzbunări personale. Precum și acela de a nu îngrădi dreptul la libera circulație, drept prevăzut de altfel și de Constituție. Și aici vă întreb, cum ați fundamentat articolul numărul 5, în care se interzice circulația pe timp de noapte între orele 22 și 6 pentru a proteja cetățenii sau turiștii existenți sau inexistenți în arealul comunii? În contextul în care rolul unei amiezi locale este acela de a asigura condiții legale pentru desfășurarea activității tuturor locuitorilor comunii. Și în condițiile în care pe acest sector din drum circulă camioane, vin și pleacă în curs, da? În funcție de destinație și care au timp de odihnă și staționare prevăzute de lege. Da? Deci toate camioanele și tot traficul se desfășoară în condiții reglementate de lege. Timpul la viză, care e, noi, și timpul la alte documente, nu am de asta spune, e mult vorbi, da? Documente care... Iar pentru restricția de circulație ce dorește a fi impusă, ar trebui să construiți parcări amenajate și autorizate, dacă puneți bariere. Că vor veni transportatori care poate nu știu zona noastră, da? 1, 2, 3, 5, 7 camioane care vor numai să plimbi, da? Sau nu să care neapărat ceva. Și dumneavoastră nu o să-i dai voie să treacă de la kilometru 2, unii doriți să pune bariere, da? Unii stau 5 camioane în momentul ăla. În drum? Nu. Aveți locuri de parcare? Aveți spațiu unde să-i dirijăm? Deci de asta nu-i văd nici utilitatea. Și am mult de argumentat aici, da? Și am linii mari, da? Deci orice blocaj de circulații, și eu am circulat mult, spre o deosebire de foarte mulți dintre dumneavoastră, și de timpuri străvechi, în toată Uniunea Europeană, și când nu era Uniunea Europeană, și n-am găsit nicio restricție de circulație în orașe și orășele în care ți era frică să calci cu piciorul. Aveți dreptul să vântuiți. Mergem mai departe. Haideți puțin să ne oprim la articolul numărul 8. Și mă întreb și pe mine și pe dumneavoastră. Cum e posibil ca inițiatorul proiectului amintit, care momentan ocupă funcția de viceprimar, propune a avea drept de control, constatare și aplicare a amenzi primarul și viceprimarul comunei? Și aici nu mă refer la persoana propriu-zisă. Deci nu mă refer la persoana propriu-zisă care ocupă vremelnic aceste funcții, da? Deci poliția locală, nu? Ascultați aici, ajungeți la aia. Eu mă refer aici. Asta conține articolul, da? Și nu mă refer la persoana propriu-zisă în condițiile în care acest drept de stabilire, aplicare, constatare, amenzi de către primar sau viceprimar, având în vedere natura poziției lui și faptul cum accedeți din diferite formațiuni politice, va putea folosi abuziv și după bunul plac acest drept. Ceea ce mă îndreptățește pe mine și pe mulți alții să ne întrebăm dacă nu cumva acest articol e conceput cu rea credință. Deoarece avem un birou al poliției locale care ar putea duce la îndeplinirii în eventualitatea lui aceste lucruri. Și ar fi suficient. Considerăm de asemenea că prin natura postului pe care îl ocupă primarul și viceprimarul ar trebui să ocupe de lucruri mult mai importante, benefice și constructive venite în sprijinul cetățenilor și nu să încaseze sau să stabilească sau să dea amenzi. Așadar, domnilor care gândiți în acest mod în care eu inițiez un proiect și eu doresc să-mi dau un drept de control stabilirii și aplicarea amenzi mii personal, uitați-vă în istoricul comunei astea, că au mai fost persoane în decursul timpului în diferite poziții care și-au dorit să controleze și să monitorizeze tot și să numere toate bunurile cetățenilor de la tot ce aveau ei, de la cai, oi, vaci, porci și mai nu știu ce,
și nici n-au dat-o bine și nici n-au fost priviți bine din către comunitate. Tu au un cuibar. Poate și are. Mai am o referire, două de făcut și după aia cine are puncte de vedere proprii le poate expune. Haideți să ne oprim puțin la articolul 9. Și vă spun că mi-aș fi dorit să văd o fundamentare sau un calcul al modului de stabilire a amenzilor ce vor fi aplicate. Mi se pare corect. Ca de altfel, o fundamentare al cuantumului taxei de 6 lei pe metru cub sau 6 lei pe tona de alte materiale decât cele lemnoase, în care eu să văd din suma respectivă cât se duce pe modulul care îl spuneți că îl veți plasa la kilometru 2, bariere, punctul de pază, personalul aferent pentru a asigura paza 24 din 24, câți nume, câți angajați sau ce firme de pază vor fi angajate de către primărie și cu ce costuri, domnilor. Trebuiau fundamentate și analizate. Ca să nu vedem cumva că din 6 lei cât dorim a ne percepi, ne va rămâne 0,50 de bani sau 1 leu, da? Deci nu am văzut niciun de așa ceva. Ci pur și simplu că așa am decis noi să punem 6 lei. Foarte frumos, dar trebuia fundamentată și calculul făcut să-l vedem toți. Din 6 lei cât ne rămâne la comuna noastră și cât ce vom putea face din aia. Ne rămâne 1 leu? Da, și atunci pentru ce să cheltui 5 lei ca să fac eu ce? Barierii, puncte de pază, firme de pază, puncte de control, în cine transformăm? În cine transformăm? Și am mai avut o idee tot în spațiu public, cred că de la unii aleși publici locali, că să ne uităm în alte părți, să vedem cum e în alte părți. Nu, domnilor, să nu ne uităm în nicio altă parte, că nu ne interesează. Noi trebuie să ne uităm strict la noi în comună. Deciziile care le luăm, să le luăm cele care sunt necesare și care se pliază pe comuna noastră. Nu trebuie să ne uităm în altă parte. Fiecare își ia propriile decizii după ce are nevoie comunitatea lui. Nu-mi iau model din altă parte, că nu mă interesează. Fiecare cu modelul lui. Asta îmi doresc eu să văd de la nivelul local, de la aleși publici local, de la primar, viceprimar, consilier. Așa trebuie pusi și analizate lucrurile. Sau dacă nu le pot pune, să mai ceară și păreri, că nu se întâmplă nimica. Deci dialogul e o artă, trebuie vorbit mult și cerut multe păreri. Nimeni, și mă repet aici, nu deținem părerea cea mai bună și părerea absolută. Și cred că aș dori să încheie aici. Și spun așa, ca recomandare principală, noi și foarte mulți, nu cei care sunt aici, foarte mulți care nu sunt aici, dar sunt interesați de aceste lucruri, ca recomandare principală vă rugăm, elegant spus, ca să nu vă cerim, deci vă rugăm, e la faza de rugăminte. Deci e o rugăminte adresată din spațiu public, da? Vă rugăm să regândiți, nu, vă rugăm să regândiți din temelii acest proiect de hotărâri. Deci eu rugăminte acest proiect de hotărâri pentru că conțin articole care se bat cap în cap unele cu altele și voi argumenta și acest lucru. Trebuie regândit din temelii. Și dacă până acum nu ați luat măsuri pentru a veni în sprijinul cetățenilor, indiferent de ocupația fiecăruia, pentru că aici am văzut o atitudine și trebuie să fac referire. Am văzut o atitudine la nivel public local, da, în care s-a bătut monedă extrem de multă pe această activitate și nu mi se pare corect ca de aici să răzbat ideea asta, nu mi se pare corect. Deci dacă nu ați luat măsuri pentru a veni sprijinul cetățenilor, indiferent de ocupația fiecăruia, ăsta e rolul nostru de ales public local, cu orice măsură care venim, să venim în ajutorul cetățenilor, nu să ne îngreunăm existența, da? Deci dacă nu ați venit cu măsuri pentru a veni în sprijinul fiecăruia, de la agenții economici care exploatează, la comercianți, că avem și comercianți și crescători și spațiul public e foarte divers și diferit. Deci toată lumea activează în diverse domenii, noi trebuie să ne gândim la toate domenii, nu la unul singur. La crescători de animale și alte activități particulare, vă recomandăm în consecință să nu veniți nici cu măsuri care să îngreuneze activitățile și viața de zi cu zi. Și considerăm că chiar nu se justifică aplicarea unor taxe suplimentare
altele decât cele existente la nivel local și la nivel național. Că toată lumea cred că plătește taxe suficiente în toate domeniile. Dar așa, ca să mai fac o precizare, și dacă veți avea disponibilitatea să vă aplicați asupra câteva puncte de vedere care le-am exprimat eu și poate care le vor exprima și cei care mai sunt în sală aici, ar fi foarte bine, pentru că am avut o discuție cu cineva. Am zis că voi veni la dezbaterea publică. Am discutat în mare parte cu diversi cetățeni din diferite clase sociale și cu diferite orientări și vârste înaintate și mai puțin înaintate. Și mi-au zis că, domnule, e foarte bine cum pui problema, dar ne întrebăm noi dacă cei cărora urmează să adresez câteva puncte de vedere și idei și principii și nepersonalizate, cum am făcut aici, nu am personalizat și nu m-am dus strict către cineva anumit, vor dori să vă asculte, să te asculte. Ăsta e foarte important. În spațiu public este foarte important dispoziția fiecărui ales public local de a asculta orice părere a oricărui cetățean. Și aș mai avea multe de spus, dar probabil că mai sunt și alții care doresc să-i exprim idei. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Da. Dați voi să vă dau răspuns? Nu trebuie să-mi dai mie răspuns. Deci iar îți spun că tu personalizezi, tu nu trebuie să dai răspuns mie, dragule. Scuze-mă, nu trebuie să dai mie răspuns. Tu trebuie să dai răspunsul opinii publice, dar spațiu public. Nu mie personal. Deci tu trebuie să formezi niște puncte de vedere, nu fii personal, că nu răspunzi bine. Răspunsul trebuia să-l dai înainte. Dragule, ascultă-mă aici, tu ești în spațiu public. Tu ești în spațiu public. Răspunsul tău trebuie să aibă o mare marjă de adresabilitate. Domnilor, da? Către toată comuna. Taxa la mașină e zis că e de 7,5 milioane. Dar de cine e bani? Noi plătim când am venit camionul. La problemele ridicate trebuie să ascultați și domnul primar, sunt de acord. Eu sunt de acord. M-am referit la faptul că nu trebuie să-mi dea mie strict personal răspunsul. Nu-i corect așa ceva. Bun. Deci nu mi-i, răspunsul trebuie să nu se-mi spună mie, că îți dau răspunsul ție. Că deci ca să nu se adune mult de la urmă. Da, deci în prelegerea asta, domnul Chirinuș, așa s-a bătut atâta de multă monede, că nu-i comunicare. Pentru ce suntem aici noi? Dacă nu era comunicare, puneam proiectul ăsta de hotărâre direct în ședința de Consiliu, așa, și se vota cu majoritate, contra, pro. Vedeam atunci cum, dacă nu era comunicare. Deci aici vă cade prelegerea. Deci mai multă comunicare. Din partea noastră este comunicare. Că altfel nu vă invitam, nu erați aici. Una. A doua. Cum spuneați dumneavoastră, că a stat de vorbă cu foarte mulți cetățeni din comună, tocmai asta fac și eu toată ziua. Cu cetățenii din comună stau de vorbă, nu cu altcineva, nu cu aia de pe lună, cu aia de pe... Și cetățenii din comună mi-au solicitat toate chestiile astea. Vreți să vă spun câți au venit aici la primărie? Nu vreau să le dau nume, că chiar unii s-au rugat, băi, nu mă băga în clinci cu agenții economici. Da, nu se dă nume. Vreți să vă spun câți? Am și înregistrări. Am fotografii aduse. Ce se întâmplă cu drumul comunal 146? Care de ea beneficiază așa, dacă vreți să știți câți cetățeni beneficiază? Că mi-am făcut de la Gorea până la Păltiniș, beneficiază 3.467 de cetățeni de drumul ăsta comunal. Așa. Pe drumul ăsta comunal s-a rândat, adică la drumul ăsta comunal, 278 de copii care beneficiază din microbuz, care microbuzul ăla are 3,5 tone și nu strică drumul. Așa. Sunt 810 pensionari care aia și-ar dori și ei un trai decent și au și ei un autoturism. Poate și o Dacia veche, poate mai nouă, poate cum, așa, și nu mai pot să mai suport întreținerea. Și acum, aș vrea să vă aduc la cunoștință taxele, TMT-ul care îi plătește agenții economici, da, că tot ați spus dumneavoastră că țineți marea parte din economia comunii. Deci e vorba de agenții economici la camioane plătesc 72.928 așa, pe an.
Sunt 58 de camioane trecute. E număr de camioane, nu știu cât, așa. Da. Nu știu, am și aia. Așa. Și persoanele fizice plătesc 181.000 de lei. Deci dublu și... Domnule, la persoane, persoane fizice... La câte persoane fizice, la câte societăți? Stați așa, uite turismul, turismul la agenții economice sunt aici, sunt 292. Dar ce se plătește și de la straj la Ciobănuș? Nu, 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 asta e, băi, asta e strict. Nu, e strict de la Gorea, Pălcădin și Avansău. N-am băgat tot. Camioane, dar calculează că sunt acolo ștafuri, acele tot aici le plătim. Utilajele, 75 de utilaje, 11.025. Nu, 75. Domnul Țuțu, astea sunt acti de la taxă și impozitii. Nu-s de la mine putere, nu-s de la mine. O secundă. Așa, eu te rog frumos, ai zis că sunt mâine. Asta credeți mai din nas, scuze. Da, păi asta este. Deci. Vă mai spun și câte persoane bolnavi sunt și câte... Da, și de mai bine bolnavi. Da, ăștia beneficiază de drumul ăsta. Noi la spital, mă, dăm ne drumul. Da, domnul Iulian, dar ăștia toți beneficiază de drumul ăsta comunal. Și de ce ții bani, dacă tu iei bani 6 lei pe metru, crezi că... Dar tu te cu taxele și impozitele, ce vrei să faci? Deci asta trebuie să vă gândiți. Da, vă rog eu să vă rog să faceți liniște, altfel nu nicăieri. Lași-mă, faceți liniște. Nu vă oprește nimeni. Da. Haideți să așezăm discuții, așa nu terminăm. Așezăm nivelul discuții la acela de dialog echilibrat. Ca asta iar mă rog. Eu v-am lăsat, nu m-am mai dat de ori. Nu uitați că sunteți totuși în post. Deci fără ton, fără agresivitate. Păi bineînțeles, da. În interesul muncii sunt contradicții neantagoniste. Da. Adică de drumul ăsta să folosesc și alții. Și intenția e și a noastră și a dumneavoastră să ajungă la o, nu negociere, că sau o tocmeală, că e impropriu zis. Domnilor, dar nu vreau să fac pentru mine, asta trebuie să înțelegeți, că nu vreau să-mi trag asfalt mie la poate. Nu fac pentru dumneavoastră, dar dumneavoastră dacă fac o cursă de zi, 200 de zile, dau 500 de milioane, că o mașină mai cumpără o mașină. În urma discuțiilor cu cetățenii. Proiectul ăsta de hotărâre nu l-am făcut eu personal, nu l-am făcut pe genunchi, eu. Asta a fost făcut cu niște juriști, a fost... Și dacă luăm la fiecare capitol și vedem răspunsul la fiecare capitol, unde era discuția? De sumele obținute, ce se face cu ele? Da, sumele obținute, îți menționate aici, se duc strict într-un cont separat, care se folosesc doar la întreținerea drumului comunal, DC-146, de pe care se ia taxă. Și la șanțuri, pădețe, ce o să fie acolo, și în continuare la finanțarea sau cofinanțarea continuărilor lucrurilor de modernizare începutii, care mai sunt acolo. Deci mai avem 1,700 km de la capătul satului la deal. Acum vă pun o întrebare. Podurile alea de la capătul satului, cine le-a distrus, domnul? Domnilor, scuzați-mă. Nu l-a distrus nimeni, domnule. Ele s-au distrus prin utilizare, domnul viceprimar. Și cu ce le facem înapoi, domnule? Cu ce fonduri aveți la primărie sau cu alte fonduri? Știți că... Faceți proiect pentru... Știți că societatea care toarnă asfalt acum face fotografii în fiecare zi și a spus că nu ne dă garanții la drum, fiindcă se circule cu tonaj exagerat mai mare de 7,5 tone. Știți chestia asta? Păi știți că cu un milion de euro... 60 de tone. Nu, asta e normativ. Știți că cu un milion de euro s-au făcut de bea 4 km de asfalt? Da. Știți cât o să coste drumul ăsta de la scaune până la școala la Bartea? Da, că e mai mult de 8 miliarde de bani vechi kilometru? De unde să scoatem banii ăștia? Păi și crezi că ce taxa care o iei și cât plătești, firmă de plată și cu asta îți rămâne bani de asfaltare? Nu s-o plătit, deci n-ați înțeles. Nu s-o plătit nicio firmă. Asta e un proiect. Dacă în caz că nu va putea poliția locală să încaseze taxa de târg, atunci se va face contract cu o altă firmă. Dar așa ce stai parare, ce să faci degeaba? Dar vine, dar și la poliția de locală de aia. Și la poliția locală. O ai deja. Asta o ai deja. De ce să mai aduci pe altul? Păi, dar asta e... Păi și atunci... Tu-mi dai aici, s-a lăsat loc. Deci în caz că nu se poate. De ce o luăm așa? A spus cu ce întreținim prima parte a drumului asfaltat, că costă 8 miliarde de kilometri. Da, acum referitor la numărul de muncitori. Dați-mi voi să vă arăt aici o hârtie scoasă de la ITM. Numărul de muncitori care au avut societățile comerciale anul trecut au fost de 53. Astea care exploatează lemn pe Valea Sărului. 53 de muncitori. 4 copii fiecare, soții domnule, și... Domnule, eu nu vreau. Din punctul meu de vedere, și uite, formulez un punct de vedere cred că care mi se pare corect.
Asta cu ce ați spus dumneavoastră, Gaitemen, nu mi se pare corect și nici nu cred că are intrat în sfera noastră de atribuții, ca să spun. Ba da! Stau așa și mă întreb, în ce vă transformați? În organ de control? De urmăririi? De ce vă transformați? Nu mă transform nimic, am vrut să mă documentez. Domnule, dumneavoastră... Păi stați un pic, pentru că dumneavoastră mi-ați adus la documente, păi nu sunt și tineri care se căsătoresc. Păi văd că vin și-i căutați pe toți să vedeți și culoarea la ciorapi. Nu-i caut eu, dumneavoastră sunt informații publice de care pot să beneficieze toată lumea și pot să... Bun, și atunci, de ce n-ați venit pe ei? Bă, ați avut numai 57, agenția, ați avut numai 57, ia să vin eu cu un miracol de proiect ca să creăm 257 de locuri. Da? Așa trebuia să veniți cu o idee ca să fiți în sprijinul tuturor. Așa trebuia să veniți. Dacă nu v-a plăcut, da? Dacă aveți o curiozitate... Domnule, duceți-vă dimineața la 4:30-5 în comună, da? În toate stațiile de autobuz și vedeți, unii pleacă lumea asta, care la deal, la muncă, care la vale pleacă la muncă, domnule, și da? Și unii circulă, domnule Chiruș. Eu nu mai, nu, eu spun că lumea trebuie să... Dar spuneți numai ce vă convine. Păi, dar pe unii vreți să circule? Păi tocmai pe drumul comunal. Foarte bine, foarte bine. Asta e rolul nostru. Întrețineți drumurile comunale, faceți, faceți programe, proiecte europene. Atrageți fonduri, iar investițiile publice, uitați-vă că se amortizează în decenii, în 10, 20, 30, 50 de ani. Nu veniți cu costuri suplimentare că vi s-a cășunat așa dintr-o dată. Că nu veți reuși. Deci, investițiile de asemenea avergură la nivel de comună și de avergură mare au fost nu numai în drum, că nu sunt numai drumurile. Sunt și îndiguiri, sunt și protecții, sunt și poduri, sunt investițiile sunt multipli, domnilor. Nu vă raportați numai la drum, că ați văzut asta de trei găuri care vă pot fi plombate. Sunt la nivel natural. 10, 20 de găuri, 50, da? Le facem, le luăm, le plombăm și le dăm drum mai departe în circulație. Nu venim cu măsuri radicale. Și le punem, păi dacă stăm și ne gândim, păi că costă 7, 8, 9 miliarde, păi plecăm toți acasă sau le băgăm sub masă, da? Atât va costa. Mi se pare corect și normal, dacă e o activitate care se desfășoară. Dar lucrurile trebuie să luate etapizat și cu pași mici, domnilor. Așa se construiește, așa s-a construit orice comunitate și țară și la nivel local. Cu pași mici și etapizat, că dacă venim și expunem problema așa atât de gravă că costă 1 miliarde, păi mi se pare corect să coste 1 miliarde. Deci eu nu am dreptul să prezint situația atât într-o lumină atât de gravă și de catastrofică. Dar ce eu prezintam? Păi, așa vă spun problema. Nu! Sunt de făcut, dar nu le spuneți, dar face, așa spuneți dumneavoastră, facem nu întreține, eu. Nu zice nu, eu am inițiat un proiect de hotărâre. Facem întreține, nu zice nimeni, toți cetățenii comuni. Așa, am discutat cu cetățenii comuni, la fel cum susțineți dumneavoastră, și cred că am discutat cu mult mai mulți cetățeni care... Oleg, ca să termine și dumneavoastră și o notat, mai începe cineva, mai domnul Vecin. Nu mai intervin, dar nu putem interminabil așa. Zăi, domnul Vecin, mai departe. Da. Aveam aici chiar un reportaj din 2015, 40 de tone pe 7 cm de asfalt. Dom'le, aia e în discuția Curții de Conturi, nu mai publicați ceva care nu e încheiat, nota. E un reportaj dat de dumneavoastră, în 2015, scrie cu Constantin. Păi așa o fi, da. Era un proiect de hotărâri și vreau să întreb atunci când s-a pus proiectul ăsta. Cine s-a împotrivit atunci la data aia? Să nu se facă, să nu se pună taxe de drum. Păi nu vreau să întreb eu acum. Dar ce nu mai întreba până și din? Suntem ușă în ușă. Păi nu, dar să întreb și domnul Țuțu, era consilier. Să mă interesez și eu, domnul Mafalda. Era consilier, era consilier atunci. Atunci când s-au pus în 2015, cât s-au venit și s-au... Păi nu, că așa s-au obișnuiește la noi. La noi nu m-am spectacol. Dar nu așa. Păi dacă ne-ai pus 6 lei de metru, mii... Dar nu ți-am pus eu nu-i să cumpiri de metru. Băi, nu sunt baterii publice, de asta suntem aici. Bănuiesc atunci era 2 lei de metru cu... Sau domnul Pură, dacă îți trebuie 10 lei de lemn, eu sunt de lei metru de lemn. Eu dacă dau aceia 6 lei, nu ții eu de la batalii înapoi? Nu se răsfrânge tot împotriva oamenilor? Am spus asta la analiză. Eu bănuiesc, e aia taxa de 2 lei de metru cub. Proiectele europene care le faceți fiecare ca să vă acoperiți. Ați făcut proiectul european să faci podul la Socea. Și piste apă la... îi pod început la noi, la Agăștina acolo, și nu s-a putut face cealaltă. Sau de ce ați făcut podul la Nocea cu proiectul european? Dar nu proiectele, au fost 9 proiecte acolo și astea s-au aprobat. Da, scop, dar să vă zic.
că era și podul de la Găștin pus pe plan, dar având în vedere că e început, e o lucrare începută, nu mai finanțează. Bă, mă ascultați? Având în vedere că e o lucrare începută, n-a putut fi prins în programul în PNDL-ul ăsta. El trebuie să-l facem ca și cel de la Mazălaș cu fonduri proprii. Când? Dumnezeu cu mila. Când a zburat porc. În proiectul de buget de anul ăsta s-a trecut 50.000 de lei, că documentații indeterminate, să mai facem ceva și poate la anul să începem să finanțăm acolo, din fonduri locale. Ei, în Consiliul Local, majoritatea au fost împotrivă să se dea 500 de milioane, cum vine, ca să mai continuăm din documente, din alea, că suntem pe final la autorizare. S-au luat bani și s-au pus la altă lucrare, care și ce bănuiesc că e destul de importantă, că doar nu i-am pus acasă niciun. Toate sunt importante. Da, nu, dar ca să știți că nu trebuie să dacă punem în sarcină gratuit. Un punct de vedere, scurt. Am văzut că ați făcut o analiză și ați defalcat sumele care sunt obținute în bugetul local, care dintr-o parte, care din altă parte. Eu zic așa și mă gândesc, că alesul public local trebuie să privească și să privească la fel orice sumă și să o aprecieze. Nu contează cât de unul, cât de altul. Eu am dreptul să apreciez la fel și să aduc către mine orice sumă care pot să o aduc din comunitate, indiferent de la cine o dă. Păi, deci nu mi se pare corect să veniți, stai, că ăla dă mai mult, ăla dă mai puțin. Nu este corect modul de abordare. Ba dai corect, domnule. Ăștia care plătesc mai mult și ei își doresc să utilizeze drumul ăsta. Dar toată lumea... În bunii condiții. Doar ce îți spune? Dar care plătești pentru munca firmele? Dar nu, eu nu mă refer la firmele. Cine plătești pentru munca firmele? Dar altrii nu eu spun. Dar autoturismul avem și noi. Persoane fizice plătesc mai mult ca... Dar stai la tine, raportează la numărul de persoane fizice și numărul de firme de societate. Dar bineînțeles că mă raportez la el. Raportează la numărul ăsta, nu la când plătești mai mult. Păi da, dar ăștia trebuie să beneficieze din... Păi și noi toți câte mașini turisme avem, ai socotit ca să vezi câte mai scad din aceea... Nu merge numai cu acolo. Acele sunt drumii din alte persoane fizică, care sunt autoturisme acolo. Dar uitați-vă aici. Segmentul ăla care l-a pus în discuție, eu trebuie să mă refer la tot unitar ca și comună, nu la agenți, nu s-o par nici între agenți, nici între cetățeni. Comuna trebuie privită ca un tot unitar în ansamblu ei. Dacă veți continua să veniți cu aceeași opțiune de împărțire și de dezbinare și de disecare a comunii între X și Y... Așa faceți, deci nu așa. Deci alesul public local trebuie să privească comuna până ansamblu ei. Ascultați ce vă spun eu. Eu sunt aici ca să țin cu toți cetățenii... Deci, nu să țin. Bă, și atunci... Să lucrez pentru toți cetățenii din comună. Nu pentru 20 de agenți economici sau pentru persoane fizice. Dar nu știu dacă sunt 20 de agenți. Dar știu că m-am informat. Și nu numai dumnealui, întreg personalul primăriei. De asta e aici, de asta ai plătit. Deci, ca să fii la dispoziția cetățenilor. Păi nu e împărțire între agenți. Păi nu, dar toți ziceți că e dezbinare. Ziceți dezbinare. Păi dumneavoastră că nu vă convine ceva. Păi dacă vă convine, atunci care e problema? Spune idei principiale. Da, că nu vă convine ceva, atunci o dați pe dezbinare, o dați pe... Da, păi nu am dreptul care sunt public local să împart comuna între ei și care dă mai mult sau care mai puțin. Poți să spui că eu fac dezbinare, așa, când vreau să aduc un plus valoare la cetățenii, mai ales persoane fizice. Doamne, nu numai dumneata, domnule, nu aici vorbește în numele la un colectiv, domnule. Dumneata nu poți să faci poduri singur, dumneata nu poți să faci școli singur. Aici este un colectiv bine format, unii aleargă, dați voi, unii aleargă și strâng impozite și taxe. Alții fac documentații pentru proiecte europene sau proiecte naționale. Alții urmăresc aceste lucruri, alții cheltuie și vine curtea de conturi și verifică și răspunde cu capul și toată lumea de la primul la ultimul om dă, trebuie să dea socoteală și muncește cu responsabilitate. Nu aici, eu sunt cea la care Gheorghe Dracu, trag lămpi. Eu sunt Gheorghe Dracu care pui... Mi s-a adresat mie fiindcă eu sunt inițiatorul proiectului de hotărâre. De asta am zis. Nu, dar se vorbește numele la colectivul ăsta. Dacă erați particular acolo, da, domnule, eu sunt patronul aici. Aici nici eu nu pot vorbesc în numele meu. E un colectiv de oameni bine format, școlit, cu vechimi. Și încercăm să stăm și să ajungem la nivelul să mulțumim pe toată lumea. Cu experiența noastră, cu tinerețea dumnealui și cu toate astea să-l ajutăm acolo să
Facem ceva. Asta e toată treaba. Colectivul trebuie nu trebuie să o luăm că eu fac eu drept și eu. Domnule, asta este o lipsă de respect față de un colectiv care muncește. Asta e. Noi trebuie vrem să fim un tot unitar, dar așa cu... Domnule, am spus că asta e... Toți înainte, toți înapoi, băi. Așa apare în fața lumii, el e pentru populație, numai el e pentru populație și restul firmele distrugem tot. Da, da. Noi firmele distrugem și restul populație... Știu că suferiți de diabet, nu e bine să... Băi, rămâne și nu prea reactiv. Nu, dar trebuie ocazia asta să... Care nu se mai are să știm și noi care-i mersul. Să vă aș bună ziua. Da, da, îmi foarte. Cine sunt și ce caut aici? Eu căutam, de fapt, pe doamna Popa, am căutat-o și ieri, mai caut și azi, mai caut și mâine. Și dacă nu pleacă luni. Duminică la biserică. Dar noi sunt dinești, acum îți plece lumea de bine. Sunt un fiu al satului. Plecat de mai multă vreme, de pe 62, m-am reîntors de fapt, urmează și de iure, așa, stau lângă școală, sâmbeteanul Costin de botez, Constantin în acte. De lângă pod la scaun. De lângă pod la scaun, e prima uliță pe dreapta, chiar în capăt, câți mulți sâmbeteni, e Tiușu, e Bivoțul în capăt și Irinaș în față. Da. Am fost militar de profesie, nu mai contează, am ajuns. General în rezervă, păi spune că doar ești un satul, ce... Nimic. Toți mai sunt și de aștia în comun cu respect față, da, în copilărie, mai ales nevastă mi-a fost și colegi cu domnul primar. Două chestiuni care mă dor, ca un care am venit din afară și am văzut niște lucruri. Sigur că fiecare ne zbate pentru noi și asta e foarte bine, că dacă fiecare din noi progresăm, sigur, noi privim puțin invers lucrurile. Că eram într-o tabără de schi, o clotilie fiică mea, o instituție ei undeva în Alpii austriești și am văzut un gest gândindu-mă și văzând ce e aici, a zis, băi, românașii noștri gândesc exact invers decât austriacul. Și s-a îmbolnăvit un cetățean și fiică mea fiind medic. Mamă, ce au sărit toți, băi, băi, ce să vă facem? Ce să... Și am întrebat prin interlocutor, prin translator, dar de ce așa de a sări pentru ce? De ce vreți că vrea că fiică mea să rămână acolo, cu fac ei prin ambasadă, să rămână medicul la rău cuvânt, ceva mai dezvoltat. Și cum gândesc austriecii și nu numai, că și la americani gândesc ei la fel. Au spus, păi cum să nu, că dacă merge bine comuna, ce încerca să spună domnul, dacă merge bine comuna și nu unii e bine, eu bine pe cont propriu nu pot să am. Ați înțeles, domnul Șeluș? Bine pe cont propriu nu pot să am. Deci trebuie să meargă comunitatea bine, ca și eu să mă simt bine. În general, comuna, față de ce văd și de ce aud și de alte informații care le mai am, e o comună la locul ei. Liniștit. Cu oameni încă pașnici, cu oameni care își văd de treabă, cu oameni care nu fur atât de mult, sau cum să zic, să nu greșesc, să nu pot. Completează. Așa. Mă rog, știți fiecare, dumneavoastră știți mai multe decât mine. Deci aș vrea să vă rog, accent mare, ce am văzut așa de la distanță, care dor și pe termen lung, îi spuneam domnului vice, care într-adevăr oprește o mașină lângă mine, deci discută cu cetățenii, nu vă faceți griji. Zic, bă, ăsta ce-o mai fi vrând de la mine, mă fi depistat că nu sunt în comună. Era domnul vice să mă întrebe ce mai nu face. Deci, problema e că... I-am spus așa, am spus sau nu, că vă fac scrisoare, o sigilă și o pun aici. Era în campanie. Peste 50 de ani, dacă nu acordăm, deci dacă nu ne facem din vector țintă sau țintă vector, cum vreți să vă exprimați, sau obiectiv fiecare în limbajul lui, educația și sănătatea, această comună peste 50 de ani, va intra în Plasa Comănești, cum s-a întâmplat acum vreo 70-80 de ani, când din Plasa Comănești, pe o parte din cetățeni, v-au adus bătăvenii. Am citit la Arhimid, la Bacău. După aceea au adus maziliții de la un buer care erau mai ai dracului țărani și nu ascultau și i-au pus pe acolo. Și tot așa să... O mai vine și Rădulești, dar tot mai departe. Eu mă vin din perioadă, un braș, un pin sâmbetenii de la sâmbătă și așa au luat ființă. Bun. Această comună peste 50 de ani are toate șansele, Doamne iartă-mă, să nu mai existe. Dacă nu acordăm toate, stau lângă școală acolo. Deci educația și sănătatea. Și unde vreau să ajung? Clubul trebuie luat cu orice preț înapoi. Cu orice preț. Nu știu cine l-a vândut să fie de bine.
cert, afirm cu tărie, m-am documentat, niciodată nu să mă auziți vorbind, să grezi în deșert, cum zice Sfântul Efrem Sirul. Pe ce spun? Spun pe documentate. Ca și cu Marinica am avut un scurt meci, dar s-a terminat la egalitate și am rămas prieteni. Acest club a fost vândut în condiții ilegale. Primul care avea drept să-l revendice era primăria Aseu, chit că-l lua în rate. Nu-i fac lui țiganul, doamne, iartă-mă că fac, dacă aș fi în America, m-ar aresta pe loc. Deci, cert e că trebuie reducerit clubul. De ce? Pentru educație și pentru sănătate. Mă uit și aici. Spunea fiică mea, tati, bine că țin prin alte părți și alte zone. Sunt comunii care fac treaba asta pentru sănătatea populației. Fac legături. Gândiți-vă la Kaufland. Gândiți-vă la cancerul de colon care a sporit 150%. Nu erau cazuri din cauza Kaufland. Mâncăm orice, mâncăm oricum. Ce oameni ar trebui? Bar o dată la două luni să vin la club, punem un anunț acolo frumos, cum au văd că aici afară, și mai la vedere și mai citibil, așa, și vin oameni să vadă cu starea de sănătate. Păi eu pot să vă spun așa la prima vedere. Am câțiva mușteri aici care sigur nu prin 50-60 de ani, nu 72. Așa, sigur. Acum dau scris. De ce? Pentru că oamenii nu sunt informați. Nu din răutate, nu din rea credință. Nu au informația la timp. Să acționeze înspre binele sau pentru sănătatea lui. Deci astea ar fi două obiective. Zic eu, prin tot ce facem să ne gândim. Mă uit la copiii ăia la școală. Vara... A stat astă vară aici și de fapt era copil de minge. Jucau după amiază când scăpau. De ce să nu facem noi ceva pentru ei să-i adunăm? Deci să nu-i adunăm aici. Am fost cu domnul primar la o șezătoare a Săoancelor anul trecut. Am văzut un lucru foarte frumos. Mai avem în comună femei, gospodine care știu, au diferite îndelenicere, abilități. La gherghev, la furcă, la țesut, cum țeseam eu cu mama și făceam covoare. Se caută în lume. Și putem da de lucru. Că dacă nu stabilizăm populația, ați făcut, cred că mulți vedeți. Uitați-vă seara în masă părinte, eu când pornesc încolo, când încolo. Te apucă jalea, îți dau lacrimile. La 3-4 case, mai vezi ieșind un fum și o luminiță. E jale. Comuna se depopulează. Deci să facem, să aducem oameni. Și se găsesc proiecte, se găsesc lucruri. Dacă vreți, dați drumul și la și oamenii care se ocupă de... ce zicea dânsul și, mă rog, dar atenție la legalitate. Nu fac niciun apropo, doamne ferește. E obligatorie legalitate, în orice domeniu nu există. Nu, și așa, apropo de legalitate. Domnule, să fim uniți. Sunt câteva instituții în țară, pentru că sunt puternice, inclusiv biserica, dacă vreți, pentru că au principiul unității de comandă. Ne adunăm, discutăm, am luat hotărârea, și apoi toți facem, toți suntem ca unul. Nu unul și unul cea. Uitați-vă și într-o familie, dacă unul se duce într-o pală, aia se duce și familia în prăpastie. Deci nu... Da. Nu sunt suficient de coerent, dar le iau pentru că vreau să răspund. La trafic trebuie domnul primar pus ceva. Eu m-am speriat de ce trafic e Naseu. Motiv pentru care eu nu mă plimb după amiaza pe stradă. Eu o iau pe toate ulițele, îmi iau un băs cu mine, că apar căței. Deci pentru trafic trebuie susținut. Circulația e cum, am găsit în 86 în București, când am venit din Iași. Foarte serios, că acum acolo în București nu mai încă la domnul. Dar și aici, nu câteva secunde. Și apoi sunt șoferi indisciplinați, dar am discutat și cu poliția. Domnilor, la volan toți suntem egali. Nu mai suntem nici ăla cu jeep-ul, nu mai suntem, e volanul și eu. Om de bună credință, om care respectă în totalitate. Era să intre în Terechea, Berchea peste mine, mă rog, uite că e un nume cunoscut. Când am la poliție, la păi eu știu, eu i-am reținut un număr, am tras eu pe dreapta, am intrat la Cornel Paraschiv, la... și de dincoaș venea unul. O mai frâna și ăla cât o putut. Făcea accident. Deci unii circulă nebunie, domnule. Și drumul ăsta spre apa Săului, are multe curbe, dar o știți mai bine decât mine, domnul Chiriluș. Păi dacă eu vin așa și intru în curbă, nici n-am dutat și curba și când să mai evit un accident? Știți cât mor pe zi? 5,7 mor la volan fiecare zi în România. Și aici suntem la record. Păi nu putem dacă nu.
Și trebuie și poliția mai activată, că nu, că ăla e cu tare. Ce cu tare, domnule? La volan toți suntem egal. Primar, pensionar, preot, indiferent ce. Toți respectăm regulile, că altfel ne omorăm unul pe altul. Și apropo de ce în țară acum, să fim foarte prudenți. Vom fi provocați. E to be or not to be, cum zice. A fi or a nu fi România. Eu nu vreau să sperii pe nimeni. Eu nu mai, eu, după opinia mea, partidele politice din 76 sunt convins că am ascultat o prelegere foarte bine documentată ce înseamnă partid politic și, băi, nu mă primea tot acum când zic ce mi-a zis un profesor. Așa. Dar am cugetat mult de tot și așa e, cu privire la partid. Spun că poate că nu mi-e frică decât de bunul Dumnezeu. Dar partidele politice, era o carte, este intitulat scrisă de un neamț, o zis că o traduce, săracul. O trăit în România, în 76, de case 30 de ani, deci în 46, când se instala comunismul la noi, și ne-a prezentat o carte. Zicea așa, era partidelor politice a trecut, urmează tehnocrația. Bine, tehnocrația nu a lui Cioruș, tehnocrația adevărată, oamenii speciali și care se conducă. Și toți studenții care eram terminați, o să le fie pe profesor, cu mască. Și da, Dumnezeu, se poate. Și nu arăta și nu demonstra cu. Deci se poate. Cei care vor, vă explic. Bă, rău. Dar asta să lăsăm pe dată. Băi, dar plecați? Nu, nu, nu. Mai aveți ăla. Cură de aia. Ok, și nou. Aici tonul, fiecare are un ton cât mai plăcut. Și de asemenea, eu l-am înțeles pe domnul Vicea și-l cred. Haideți să încercăm să surprindem fenomenele în dinamică. Apar fenomenele noi. Să vedem cum, care sunt în grijă și în preocuparea comunii. Iată, unul e traficul. S-a intensificat traficul. Nu era până acum. Vor spori cheltuielile de întreținere a drumului. Clar, deci asta nu trebuie să o explicăm și cred că sunteți de acord cu mine. 7,5 tone. Păi, de ce au americanii? Zic, Teo, dar ce faci cu cardul ăla? Era, mă, și tati, ca să intrăm pe ea, bulevardul ăsta, am card pe care îl plătesc și cardul de 150 de euro ca să circul pe o anumită porțiune, vii cu cardul și intri, ai acces acolo. Deci cheltuiesc foarte mult pentru întreținerea drumului și au într-adevăr drumul. Așa și la noi. Va fi o problemă întreținerea drumului. Se vor acorda, iar cu 7,5, dacă așa zice asfaltul și dacă astea sunt reguli, păi le respectăm. Sărim, găsim soluții. Soluțiile aici la comună. Deci să nu. Și vedem că ești încă tânăr și păcat de tine. Cu cât am mai multe informații, cu cât văd mai multe experiențe în derulare, cu atât eu trăiesc mai bine cu școală. Și sigur că nu vin și aplic în mod mecanic, metafizic, o iau de acolo experiență și o aduc la asta, că nu, nu fac nicio brânză cu asta. Dar ca să cunosc cât mai mult, este binele meu, de-abia atunci devin mai înțelept și iau, găsesc soluții mai bune și în și în folosul cetățeanului. Și apropo, în folosul cetățeanului. Vedeți că la noi e mare deosebire că tot rog pe feciori să întoarcă în țară, că am patru nepoți acolo. Și îmi spune, tati, de ce? Că la noi și în America, cetățeanul american e pe primul plan. Toată lumea, statul american, la cetățean se uită. Și dolarul în spate, nici nu se vede uneori. Trebuie să-i faci cu mâna, să mai pui ochelari ca tine ca să-l vezi. În România, în prim plan, leu sau euro acum, ci și cetățeanul se rău pe abia să vede. De ce să nu ținim mai mult la noi? Păi câte vieți avem pe pământ? Una. Și aia s-o trăim cu credință și cu bună, cu bucurie, cu plăcere. Da. Deci, și trebuie să și abordările acestea să fie mai cu câte vocea cuvântul bun, cuvântul dulce, vocea dulce, mult aduce. Când ne rățuim unul la altul, nu o să facem nicio brânză. Nu luați exemplu din Parlament, că eu de acolo i-aș scoate afară. Mă uitam aseară cât de blând a fost ăsta ministru cu Dorel Toader. Păi eu l-am de gât pe ăla, el avea bodyguards în el, indiscutabil. Dar ca să nu răspundă că ar fi ieșit bâciul de pe lume, ați văzut cât a suferit domnul ăsta, ca să poată să se prezinte în continuare. Țara departe, ne paște pe mare pericol. Eu vă spun, nu vreau să vă sperii. Vrem să fim români și trebuie să fim români, repet, și trebuie să fim români. Am suportat destul jumătatora, nu luăm din nou. Nu luăm din nou. De ce? Știți, simiosul american, după ce a venit în 2006, în 2008, în curte, în București, la masa de adio, era liderul grupului, vreo 20 de americani. Am dus prin neam sus, Suceava, Bucovina, am ieșit în Maramureș, la Bârsana și am coborât la Cluj și am venit pe Valea Trotușului.
mi-a spus, ce zic, că câteva cuvinte acum la despărțire, ce părere aveți, ați fost în două tranșe, 2006-2008. Și mi-a spus și am umblat toată America Latina, am umblat și în Africa pe sărite, Europa Occidentală, știu foarte bine, aveți o țărișoară cum puțini au în lume. E atât de frumoasă, atât de frumoasă, că îți vine să te oprești, să adormi oriunde vrei. În America nu e așa. Deci te plai, vai de mama lor. Deci am făcut de la Atlantic până spre centrul Americii, dincolo de Michigan. Dar mi-a spus așa, știți ce, dumneavoastră va trebui două lucruri. Și atenție, că și la noi se potrivesc. Turism, am avut trenutul ăsta, o altă mână curată, care l-a desfințat. Trebuie să ia de la Marea Mureș și îmi spune prietenul meu, băi, Costică, păi și voi ziceați că aveți, mă, când erai în Academie. Avea, mă. Păi știi ce e aici? Toate neamurile le-am la trenutul ăsta. Care-i cu banul, care-i cu la pensiune, care-i conduce locomotiva. Noi de ce să nu? Dar avem tineri care se gândească la dea vergură, nu mă duc și tai fagul, îl vând cu 2000, cât ar fi, dacă 3000 de lei. Dă-i scumpiar lemne, ea? Încrei metru, cum? Am găsit soluția. M-am descurcat. Deci avem. Și nu vreau să așa, deci turismul și agricultura. Dacă la astea două dați drumul, trăiți, bă, poate o zic că trăim și noi pe jumătate și americani. Și trăiți mai bine, știți ce o zic? Credeți-mă, eram catic acolo în capul meu, el era aici. Și trăiți mai bine de 10 ori decât americani. Și o să veniți în America și o să vedeți condițiile la noi de... Au suprafețe fade și pe... Nu, dar la noi pe unde te duci, îți vine să nu mai pleci. Așa, ca să nu mai zic, să mă ierte Dumnezeu, doamna Popa, pune-ți mâna la ureche, femeie la America, bine că n-am fost tânăr acolo, cred că nu mă însuram în veci. Rămâneam și mă făceam episcop. Așa, zău de nu. Dar noi avem tot ce vreți. Tot ce vreți. Să avem bunăvoință, să avem înțelegere între noi, mai multă îngăduință și lucrurile merg. Și nu mai fiți așa reactivi. Că se îmbolnăvesc cel puțin trei organe vitale. Ăsta, asta și ăsta. Și care este tare greu de redresat. Tare greu, mai ales pancreasul, celula pancreatică nici nu se mai reface, hepatică o mai reface. Dar pancreasul, adio, și n-am cuvinte. Dai în diabet și te uiți spre... Să poți trata pe viu cu părintele parasitul. Așa. Da, iertați-mă, am venit total în iau pentru alte lucruri, mă așteaptă cineva. Acum, dacă ați terminat, eu vreau să spun, acest proiect de hotărâre nu este o poftă nici a domnului Vici. Hai să mai lăsăm nervi și nu știu ce. Deci, de drumul ăsta se folosește. Așa cum unii zice, domne, e bine să luați clubul. Așa vin unii și spun, domnule, dar eu care am strâns și eu pistileu să-mi iau o mașină, nu să-i umblu prin găuri, ce să-i zici cu ăla? Bine, bine, o să vedem, o să ne întâlnim. De asta trebuie discutat încă o dată. Mă feresc de cuvântul de tocmeală. Și hai să trecem la concret, la ea, că aici nu mai terminăm. Tot dăm replici unii la alții și iată așa și ne facem sânge rău. Hai să vedem, veniți dumneavoastră cu o idee, domnule. Eu zic că ar fi bine așa, că doar... Ca să venim cu o idee. De-aia ne-am întâlnit. Noi l-am susținut sus și tare nu. Am zis așa, ar trebui regândit. Deci tot... Păi cine să regândească? Dar spuneți, domnule, ceva. Hai să scrieți pe soțiluși. Haideți veniți cu o idee concretă și îl regândim împreună, că nu mai putem să... De asta ne-am și adunat până la urmă. Acolo, dacă mai punem o dată, mai regândim, mai punem o dată pe transparență decizională, îl mai ținem două luni acolo, ne mai întâlnim o dată, iarăși facem apologia adresului local și a taxelor și a impozitelor și nimic nu rezolvăm. Concret, spuneți, e bine, nu e bine? O fost regândit odată când am depus. Noi odată am stabilit o taxă. Deci s-a stabilit, știți foarte bine, cum Curtea de Conturi a venit în control și acea taxă n-a fost încasată de niciun leu. Și acum Curtea de Conturi a lăsat cu limba de moarte să recupereze banii din urmă. Să facem o taxă mai mare. Dar de ce n-am mers pe taxa aia care s-o gândit atunci? Care? Noi ne-am fixat pe taxă anul trecut. Dumneavoastră ați fost de față când am stabilit acea taxă. Amintiți-vă că am discutat acest aspect. Important era să se și încaseze. Ori nu s-a încasat un leu. Un leu.
Dar cui-i vina? Păi, dați-mi voie să mă întreb și eu. S-au făcut drumul, s-au făcut asta, s-au scos taxa datorită domnului mașinii. Dar, dar dumneavoastră ați plătit taxa? N-ați plătit. Așa cum a fost stabilit în 2017. Îmi pare rău să o spun. Poate am plătit-o. Păi nu știu, dar de ce curtea de conturi... Da. De ce curtea de conturi au constatat că nu s-au încasat taxele? O luat-o de inspectorul pădurii. Asta se încasează. Nu știu dacă o să mai aibă posibilitatea de bani să încasez. Și în cazul ăla nu cheltuim nici cu oamenii să stea aici, nici cu barieri, nici cu punctul de control. Nu cheltuim. Vine omul, își plătea și taxa anuală aici. Stați un pic. La primărie. Stați un pic. De ce s-a pus? Zice aici așa. Am avut taxa pentru drumul său apa. Sau am spus eu la data de... Nu știu. Așa, Păltiniș, dar am suspendat-o din cauza că porțiunea de drum e deja distrusă, iar cealaltă, de la kilometru 6 la kilometru 10-200, este în lucru. Se asfaltează PNDL, prin PNDL și se circulă cu restricții, motiv pentru care șoferii făceau scandal. Ca să nu mai avem discuții, am suspendat taxa, dar va reintra în vigoare la finalul, bănuiesc, a lucrărilor sau anului, așa. Arată primarul așa. Edilul arată că mașinile grele care transportă lemn fac drumurile praf. Dar păi nu l-o face ista cu Dacia. Așa. Așa încât e corect să le percepem o taxă. De altfel, nici nu era mare, precizează el. Mașinile peste 7,5 tone plăteau 200 de lei pe lună, iar cele care circulau ocazional 60 de lei pe zi. Ce spuneai dumneata, domnul Dorel, că cu 50 de lei treci țara în 24 de ore. Rovinieta aia pentru 24 de ore. Așa, 60 de lei pe zi. Ce faci cu 200 de lei când trece o mașină cu remorcă de 38-40 de tone pe 7 cm de asfalt? Vă dați seama ce se întâmplă. E o mare problemă. Și așa este. Și așa a fost. Și așa a fost. E, nu, nu chiar. Și atunci ce faci? Suspendăm? Bă, nu. Dați-mi voie un pic. Așa. Ca să îi explic lui Neadorel de ce am zis să pună taxe. Deci noi când am gândit taxa asta, așa, nu am gândit-o. Că puteam foarte simplu, cum zicea și domn primar, să cerim ocolului Silvic. Dom'le, când omul licitează, așa, să-i luăm 2 lei, 3 lei, 5 lei, dar am zis 6 lei. O să vedem la ce... Eu zic că nu-i bună și să vă explic și de ce. Madale, când iei 1000 de metri cubi, nu? Din care 50 de metri îți craci cu arge, nu mai știu ce. 25%. Și nu puteai să plătești la ocolul Silvic. Pierderile tehnologice să scade. Nu puteai să plătești la ocolul Silvic, așa, 1000 de metri, când Madale de bine exploatează 800 de metri sau 750 de metri. Una. A doua. Foarte simplu, ar putea să ne dea în judecată, dacă luăm taxa asta, Dumic, era soția aici, sau care îl procesează și îl transportă cu microbuzul. Cu microbuzul, cu furgonetele astea de 3,5 tone. El o să vină, băi, pentru ce mi-ai tu taxă la ocol pe metru cub? Când iau, eu îl aduc acasă, îl procesez și trec cu camioneta care nu distruge drumul. De 3,5 tone. Așa. După aia, el îl procesează și mai cade rumecușul, care poate cu rumecușul ăla îl pune la capri, îl pune la oi, nu poți să iei pe metru cub. De asta am gândit-o să se încaseze în drum. Că poate la urmă ăla care îl procesează nu o să plătească nimic taxă de drum. Îl duce cu furgoneta, mai rămâne rumecușul, noi efectiv ne interesează structura drumului. Nu mă interesează să omorâm agenții economici. Nu ne interesează să distrugem, ne interesează să protejăm drumul. Asta, dacă vreți să o înțelegeți chestia asta, că dacă luăm așa... A fost întreruptă datorită lucrărilor. Nu? Era în 2015, ce spune domnul primar. Dacă luăm așa, totul pune cu urmează, zici că avem ceva cu cineva. Nu am nimic cu mine. Noi vorbim de 2017. 2017. Curtea cu de conturi a verificat 2016. 2017, da? 2016. 2016, da. 2016, deci, asta ar trebui să înțelegeți dumneavoastră. Da, curtea de conturi, că nu s-a plătit aici. Nu am spus-o eu, a spus-o curtea de conturi. Deci, dar nu s-a plătit de cine? Deci, asta... Nu casă de cineva. Da, domnule, acum a disgropat. Fenomenul ăsta ați înțeles de ce am spus să se încaseze în drum? Deci, vă dați seama că avantajează tot agentul economic? Nu spun asta.
Deci noi efectiv ne-am gândit, noi mă reformulez, nu numai eu, am făcut împreună cu domnul secretar, noi ne-am gândit efectiv la mașini mari, domnilor, care efectiv... Nu mă o vorbă, eu am în perioada anilor trecut, fiind tot mereu o discuție și o problemă aceste drumuri, că erau o mie de găuri până la Comănești, nu știu. Am, prin conducerea județului, acum câțiva ani, am stat de vorbă în prezența șefilor de la județ cu direcția silvică, cu domnul director și al domn director. Haideți să facem o treabă. Eu, ca să țin în drum, într-un an, am ținut în drum 4 polițiști la 2 schimburi și am câștigat 280 de milioane, parcă vine. Dacă pun, nici salariul lor nu a ieșit. Cât să ai așa, dă foaia încoace, scrie de acolo. Domn director, hai să punem 3 lei de metru. Nu știu, domn director. Hai spune mult, 2 lei de metru. Mai fusese minuc ceala și doborâturile alea de lemn cu 150 de mii de metri. Domn director, la urma urmei suntem mulțumiți un leu de metru, domnule, că la noi e greu să... Nu se poate, n-am temei legal și ne scutea și pe noi la urma urmei. Și s-a adunat, de exemplu, pui 2 lei de metru. Nu nicio cheltuială. Da, acolo se scoate pierderile tehnologice, se scoate ce ne trage pe tașbuga, care nu scoate de la noi. Eu m-am gândit la toate astea. Da, mai și discutat acolo. Și că nu se poate, că nu se poate. Și intervine balamucul ăsta să-ți faci barieră, să-ți faci pe mama dracu, să vedeți ce cheltuieli vor fi cu personalul care deservește, dar cert e că ceva trebuie făcut. Cert e că ceva trebuie drumului sau noastre și bunii și cu bunii și cu relii. Cert e că trebuie făcut ceva. Și mai e un aspect. Spunea domnul Chiriluș să nu ne mai uităm în ograda altora. Ba, eu zic să ne uităm și în ograda altora ca să vedem cum au făcut unii. Și eu m-am uitat pe internet, să știți. Spuneați că la un moment dat că proiectul de hotărâri este stufos și așa. Nu e stufos deloc, domnul Chiriluș. Foarte stufoase sunt regulamentele. Am văzut la foarte multe consilii locale elaborate regulamente de transport a materialului lemnos pe drumurile comunale. Mai sugerați dumneavoastră la un moment dat, nu vreau să fiu rătăcios, ferească Dumnezeu, sugerească drumul ăsta, DC-ul ăsta a său Păltiniș, să înfunde, nu are ieșire în altă parte. Cu iertare sunt fiu, m-am uitat, dar drumul forestier este în administrarea UAT-ului. Nu, forestier este asilvicul. Sunt drumuri forestiere în administrarea UAT-ului. Nu, asilvicul. Asta e asilvicul. Sunt drumuri. Or fi, dar la noi nu, în amenajamentul silvic apar la ei. Sunt drumuri în administrarea UAT-ului. Păi asta ne mai trebuie. S-au stabilit taxe și pe... Mă refeream la cazul ăsta, nu? Da, se stabileau taxe și pe drumul forestier distincte și stabileau taxe. Dar nu asta e problema, deci nu vreau să mă leg de chestiunea asta. Mai spuneați dumneavoastră la un moment dat de faptul că nu avem voie să punem restricții de circulație. Vă contrazic total. Total. Nu știu dacă am spus. Total. Am spus că nu avem... Cum ați da, de la 22 la... De la 22 la 7. La 22 la 6, da. Da. Deci restricții de circulație se pot impune. Și uitați-vă foarte bine că mai nou în București s-au impus restricții de circulație. Mașini, eu mai puțin de Euro 4, n-au ce circula în centru. Dar stați un pic, prin comparație eu spun. E centru civic, e centru istoric. Domnul Chiriluș, haideți să vă mai spun o chestiune. În țări civilizate luăm vecinii ungurii care în perioada sărbătorilor tirurile nu mai circulă. Deci la noi. Deci restricțiile sunt legale. Deci restricțiile sunt legale. Iar cele legate de faptul că tacometru, foaie de parcurs, timp de odihnă, hai să fim serioși că de la Asău și până unde vă duceți dumneavoastră când ați plecat de aici, nu vă trebuie parcare la Asău, că ați plecat la o anumită oră și nu trebuie neapărat. Ai dat șumarul, ai dat ora. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă ați plecat de la Pătiniș și tot faci pauză la Asău? De la Pătiniș și până la... Cursa de transport care... Din Tulcea, din Suceava, din personal, la noi poate vor veni alții din afară care nu știu. Vor veni. Dar dacă e o opriere, știi cum a spus, că e blocată circulația la sărbătorile gali, e o stabilit la nivel național și se cunoaște acest lucru. Dar nu stă de săptămâna. Dar și prin hotărârea Consiliului Local se pot institui asemenea lucruri. Nu e nicio problemă. Deci asta nu este iar un impediment.
afirmați la un moment dat că dăm drept de control primarului și viceprimarului. Păi dăm drept de control primarului și viceprimarului să controleze poliția locală. Care își va face treaba acolo. Nu fie să poliția, nu domnul primar și cu domnul viceu să stea acolo. Și legea drumurilor, și legea drumurilor. Și legea gospodăririi și hotărârea din consiliu spun așa: cine poate da sancțiuni? Da. Primarul și împuterniciții acestuia. Poliția locală, viceprimarul, știu, urbanistul. Ce, este un drum să opresc mașinile sau? Eu sunt îndreptățit să întreb, pentru că în articolul 8 scrie așa: dreptul de control privind respectarea. Nu, dreptul de control privind respectarea. Privind respectarea de a constata și a aplica sancțiuni. Păi sigur. Păi aplicarea locală constată și domnii verifică. Păi nu, nu spune niciunii, spune dreptul de control de a constata și a aplica sancțiuni pe primarul și viceprimarul. Nu este corect. Domnul, spune clar, dreptul de control privind respectarea. Nu e dreptul de control la camioanelor. Păi respectarea prevederilor de a constata și aplica sancțiuni. Dacă se respectă sau nu. Adică dar cel care se ocupă cu... Domnule, sunt de acord. Eu sunt de acord. Păi cine ar vrea să controleze în comuna asta? Respectarea legii. Dacă nu primarul... Nu zici dreptul de a aplica. Cum, domnul primar? De a constata modul care se... Dreptul de control privind respectarea. Până acolo sunt perfect de acord. Prevederilor... Prezidente, hotărâri. Două secunde, vă rog. Scrie așa. Dreptul de control privind respectarea prevederilor, mi se pare corect, dăm slash aici, da? Nu este virgulă. Nu este nicio virgulă, de acum. Deci eu opresc la fraza asta. De a constata cum de a constata și aplica sancțiuni? Ce înțelegeți prin asta atunci? Păi, vorba românului mult înțelesură. Și noi pățim în Consiliu, unul zice, bă, eu am dreptul. Domnul vice are dreptul de a controla pe cei care au... Cum decurge dreptul. Au în atribuții... Bun, și pe durata picinii controlezi și aprinzi sancțiuni cui? La poliția locală. De atunci, cine ai scris, domnule? A, scris crim. Păi, uite, ce aduce mă văzut. E pertinent și corect. Eu sunt mai în vârstă, vă rog să mă iertați. Haideți să vorbim de taxă, de parare și apoi, apoi nu mai controlează. De exemplu, poate găsim o, așa o variantă în care fiecare care exploatează vine și dă un leu sau doi din metru pătrat, nu, cu actul de punere în valoare, să scade. Zic, băi, frate, viu și eu, decât să ai 40 de paznici pe drum, și până la 30, că cealaltă mai bagă și în buzunar, ce se întâmplă. Adică, veniți și dumneavoastră cu o propunere, să adunăm niște bani, că... Ce faceți cu aia care transportă din exterior? Nu contează, stai să spun. Cum nu contează? Ajunge și la aia. Aceea sunt principal. Mașinile aia de Suceava, din Nord. Ce puteți de acum ați față de aceea? Când e taxat și la... Și cum îi taxăm? Bun, dacă nu stai în drum, este pe multe localități, vezi, cu excepția riveranilor. Noi ce suntem? Spuneți, doamna secretară, avem voie, nu putem face discriminare. Nu putem face. Ascultați aici. Deci, când eu am analizat articolul în care se stabilește cuantumul de 6 lei. Am spus acolo, dacă aș fi dorit să văd un calcul, cât cheltuim pentru celelalte activități care le facem, cu modul, cu pază, cu bariere, cu agenți de pază, așa, și dacă nu constatăm că ne rămâne un leu, care s-ar fi considerat, am zis prin absurd, sau nu, o sumă infimă, care s-ar fi considerat să o dăm în condiții mult mai clare și mai precise, fără să angrenăm un întreg aparat nejustificat. Care aici să, înțelegem, să înțelegem că doriți să fie mai mare, că vă considerați că acești 6 lei pe tonă... Haideți să facem foarte mult. Haideți să vă spun la târgul Lăpuș în Maramureș, m-am luat așa pe zone când trasea forestiere. Știți cât este? Cât este? Era în 2016. Taxa. 15 lei per tonă. 15 lei per tonă. Vă rog să vă uitați pe internet. Dar cât sunt locale? Vă uitați pe internet. Au zis, dar spuneți și cât sunt. E oraș. E oraș. Eu am spus, nu mă raportez la asta. Cât sau ei care s-o făcă așa ceva? Infrastructură de altă natură. 7 lei din pentru că v-am mai dat exemplu la Palanca, acum 5 ani. Colegul meu zice, păi nea, Vadi, cât e, mă? 10 lei din metru. Păi, cum dracu-ți să bani? Domnule, ai o exploatator în comună? N-am niciunul, zice, că ne-i prinde ibelesc pe cistă. Ăștia de la Dofteana, că toți sunt vehiculați. Dofteana, parcă era un refer mare Dofteana. Dofteana taxează și pe aia de 3,5 tone, știți? Da, dar uitați-vă. Care taxa e? Păi taxa este zilnică. Și noi plaja. Este zilnică. Eu am plătit un milion și noi plaja. Da, putem să facem și așa. 1.800.000 pe o zile pe mașină care transportam buștean. Da. Păi da, deci posibilitatea de un calcul lunar sau anual. Indiferent un transport. Iar localnicii, nici la Dermanej, nici la Dofteana, nu plătesc niciun milion. Așa este.
Cum putea să fac eu un calcul dacă noi nu avem o sumă? Dar nu plătesc, cum la Bermănești. Localnicii nu plătește niciun leu. Noi plătim. Plătesc 50 de lei. Așa este. A trecut așa pe 50 de lei la Bermănești. De aici, de la intersecție, până la sus, la baraj. Plătesc 50 de lei. Dar localnicii nu plătește. Atunci, haideți să facem așa. Cum vreți dumneavoastră, nu se mai plătește niciun fel de taxe. Și în 2 ani de zile să vedem pe unde mai circulați. Domnul Eugen, acum. Eu mi-aduc aminte că în urmă după 4-5 ani... Că drumul jur... praf se face. Da, vrei, uitați-vă și dejeul. Dejeul ăsta care vine de la Comunistul de la Dar eu taxa TMT-ul îl plătesc ca la un turist sau îl plătesc ca la un camion? Să lasă-l ce la județ aia. Nu toate, nu toate. Parte la drumurile... Cât rămâne? Doamna Anuța. Da, ocolul Comănești cu 60.000 de metri are anual. Deci 50... 80. De 15 ani drumul nu este bun. Acum, în 2 ani se termină drumul, dacă se circulă, nu scoate mai mult. Atât are capacitatea... 80.000 e și cu camica, și cu tot pe ocolul Comănești. La Bermani... Și dacă o mișcă mai sunt, nu ia banii... Asta nu e o motivație. Pentru că metri sunt atât de drumurilor. Nu că e puțin, e puțin. Deci nu ia bani, când o veni poliția locală, o sunați frumos, direct de domnul primar, domn primar. Păi da, eu nu dau de treabă la 8 oameni și așa, da, domnule, dă-mi voie să mă circule. La Dărmănești am intrat cu mașina și a venit poliția locală și a sunat pe domnul primar și oamenii lui i-au scutit. Deci duceam lemne de la său la Dărmănești. Doamne, eu am vorbit cu domn primar, zice că ar fi motivat cu treaba că plătesc TMT-ul în comună. Dar la noi, când am mai încercat pe timpul, când ai zmatat cu 3-4 ani, direcția juridică l-a întors în... Nu are prevederi scriptice, de Dărmănești are hotărâre ca și noi, numai că nu scrie în hotărâre, se face la mica înțelegere, nu la înțelegere, nici nu trebuie să... Păi cum dracu să faci la mica când ești cu inspectorul pădurii, te nu prinde? Nu știu, domn primar, nu știu, hotărârea este ca și la noi. Și curtea de conturi nu o să vină, știi, păi cu... Nu cunosc. Păi și care e explicația? Nu cunosc. Dar explicația este bună înțelegere. Conducerea primăriei și ați vorbit. Vorbeam adineaui. 5-6. Pentru că vorbeam adineaui. Să iei bani din urmă. Ce nu-i dă și tot procesul. Mă îndoiesc că... Cred că voi 5-6 am avut discuția mea și până acum cu taxa. Și luasem undeva punct de referință 50 de lei care coincide cu taxa rovinete pe drumurile publice pe zi, da? Și mai... Ieșea o idee care răzbădea de la noastră, deci undeva la 150-180 pe lună de camion, da? 200. A fost discuția asta, da? Care sau anuală, v-am pus o taxă, 100 pe an, nu știu cât am... Noi de acolo ar fi... Aia la inspectorul Pădurii cu 82.000 la un moment. Exact, 800 de lei pe exact. Ei, da, deci noi, de acolo ar fi trebuit să venim. Și să încercăm să facem ceva mai bun sau mai puțin bun, dar de acolo plecat, că o taxă de metru, cum consideră chiar a nu fi utilă? Pentru că o să ai sortimente de lemn care chiar nu câștigi nimic la el și trebuie să dai încă 6 lei, da? Adică pe metru cub e ceva prea complicat și prea relativ. Hai să facem, dacă tot unii dorim să facem ceva, mai stăm, mai regândim și venim cu lucruri mult mai simpli. Hai să ne gândim ce face ăla cu un camion de 60 de tone și ce face ăla cu un camion de 8 tone. Cum îl iei la camion? Noi am stabilit la 7,5 tone pe zi și... Cum trimita pe act, că eu nu sunt, n-am nici cântar acolo. Uite, dragule, vezi, asta spuneam eu, că dacă, deci și tu și ceilalți, trebuie să aibă disponibilitatea de a sta și te gândi. Vreți să venim acum cu o poveste clară? Acum clară și tranșantă va trebui să ne învârtim așa. Păi ne gândim, păi dacă eu spun că nu e... O formă, domnule, eu zic pe osii 20 de milioane pe lună, sau 5, sau 1, sau... Trebuie să fie o taxă suportabilă. Că nu-i tocmeală, încă o dată. Că până la urmă e stabilită taxă. Păi dacă ați luat modele din vecinii noștri, de la Bofteana sau din Azoadice... E pe metru cub, toate de la avem pe mine. Dar nu are treabă, da, nu are. 50 lei că treci. Dar ce să iei de unde să iei? Iei modele. Iei modele. Domnule, 45 de Dărmănești. Modele din altă parte. Avea și-o mărșit domn primar, nu percepe nimic. Dărmănești numai la străin. Dofteana zice amânul care trage la drum auto, restul din acestea amatale. În freacă. Dar 7,5. În sus, da, 50 de lei. Dar nu-i normal. Nu-i normal. Cum eu și-a luat de 8 tonii? Și ăla cu 60 de lei, cum se putea să faci? Eu plătesc 50 de lei pe camionul meu, plec în car la Bacul la Comănești, plătesc 50 de lei taxa, e rovineta, și ies la Boș. Păi mă dă-mi judecată ăla cu camionul de 8 tonii. Am ieșit de așa. Deci eu fac 600 de kilometri într-o zi, cu 50 de lei. Și aici cum poți să dau 200 de lei? Domnul Dorel, 200 de lei pe domnul primar a fost anul trecut la domnul, mă scuzați un pic, la domnul Halăran în birou,
Și ei au zis că la, pe drumul Ciobănuș-Ofa ia 7 lei de metru cub. Ocolul Silvii. 7 lei de metru cub. Pe la toate drumurile. Taxa de piaj. Taxa de piaj pentru că... Și drum din țară. Cum e drumul din țară? Cum e drumul la posesorat? Nu la ocolul. Cum e taxa de drum? Eu am avut partid la ei, nu au luat taxe de drum. La cei care posesează la ocolul Ciobănuș. Bagă în prețul. Și noi pe asfalt. Cât să vorbim? Dar ei la ocolul Ciobănuș nu ai treabă. Nu știu de așa. Nu. Nu. Da, dar la dumneavoastră precis în prețul lemnului, nu se poate. Că era odată 6 lei. Era odată 6 lei de metru, doar știți, ăsta e separat factură, taxă de peaj. Acum cred că l-au băgat în prețul lemnului ca să nu mai fie. Nu, luai de la particular. Ăsta ia când era ori de la și 7 lei de metru cub și pe drum de țară. Găuri rup drumul. Nu ia, nu ia, atâta ia la composesorat. De asta și-au făcut treacă cât composesorat dincolo ca să-l bătească. Nu, nu am spus că ia, că nu poți să-i contrazic. Ia azi, la ora actuală. Dar ia, nu? Nu. 7 lei de metru cub. Nu ia. Păi pentru composesorat, dar noi suntem... Da, doar celorlalți din hai. Păi nimeni n-a fost. Trebuie să punem o taxă, câtuși, dar totuși e prea mare. O, dacă ne raportăm de aia cum e 30, 50 sau 150 pe lună, cum a stabilit, sau faci o taxă simplă, clară, pe an, la 7, 8 sau cât ați spus ultima dată, cred că de acolo poate fi plecat punctul de discuții. Dacă vă duce fiar cu 5 lei, 6 lei, stai că ea la 7, eu am luat 6, te-am lăsat mai aia... De nu, da. Păi dacă urmăriți tot să lăsați în 6 sau cu 4 și tot pe același sistem cu modul, cu punct de bază, cu jandarmi, păi cu aia, da, hai să n-am făcut nimic. Hai să luăm, păi dar de ce? Hai să luăm, ți-am explicat destul de detaliat de ce am gândit-o așa noi. Am gândit-o așa fiindcă tu nu poți să plătești la 1000 de metri cub cât iei tu la licitații. Tu plătești doar la 800 de metri cub. Dacă era alte metode. Așa, în drum, băi, efectiv, cu cât ai trecut, atât plătești. No. Rămâne rumegușul, rămâne coaja, rămâne crace. Dacă ai trecut cu 3,5 toni, ești de felicitat. Nu strângi drumul, Doamne ajută. Păi nu plătești nimic. Păi ce faci, cântar, pui și aia, adică ce faci? Face păi cum adică dacă tu te duci, treci cu furgoneta de 3,5 toni, ești nebun, cum îți plătești? Știți care e vorba de 7,5 toni. Autobuzul cel mare cred că depășește 7,5 toni. Eu îl cântăresc și să vedem cum îi pui taxa la autobuzul ăla. Deci autobuzul de 7,5 toni cred că noi nu ne-am mai gândit. Nu, dacă trebuie, dacă depășește 7,5 toni. Unii taxe, că și tu n-ai fi privată. Hai să vedem ce nu mai duci oamenii în comuna asta. Haideți să revenim la ceea ce sugerează. Nu, dar toate cheltuielile se răsprâng, deci nu o să le plătim noi din buzunar. Orice cheltuială, la motorină, la orice venit, se răsprânge în prețul produsului. Asta o să scumpească lemnul de foc. Cât o să fie? O să fie 10 lei la dumneavoastră să scumpești lemnul de foc. O să fie 5 lei să scumpești lemnul de foc. Cine îl plătește? Consumatorul final. Omul din rând. Deci, toate cheltuielile astea trebuie să le pui la prețul produsului. Suntem întru totul de acord cu dumneavoastră. Vă gândiți la omul din rând. Dar gândiți-vă și la asfalt. Da. Și atunci, luându-l la Chișinău. Și atunci, haideți să venim la ceea ce sugerați. Doamnul Buiu! Să vedeți ce sugerați tot aici. Sugerați să stabilim o taxă anuală, lunară sau zilnică. Dar acum, haideți să fim serioși. O taxă, cum spunea și domnul primar în interviu, care l-a dat de 200 de lei pe lună. E derizorie. Câți bani aduni tu ca să întreții drumul? 5 roabe de asfalt? 5 roabe de... Să drumul numai cu banii de la... 10-15 dar nu așa trebuie să plecăm cu argumentația. Păi, nu o să adunăm niciodată când avem nevoie. Adică noi ne uităm când avem nevoie și mă duc cu cuantumul taxei. Dar nu asta am sugerat, dar nici să cădem în derizoriu. Aici am spus. Cădem în derizoriu. Acea taxă pe care noi am discutat-o, domnul Țuțuș, dumneavoastră erați martor și știți. Și am stabilit-o în 2000 pe an. E derizorie să fie cu iertare. 2000 de lei pe an, 20 de milioane pe an. Păi, omule, mai plătesc eu TMT-ul la o mașină de 2000 de centimetri cubi, am plătit 3 milioane. Asta e treaba mea, dar hai să fim serioși. Nu plătesc TMT-ul, nu meu. Păi eu spun, știu că plătește TMT-ul dumneavoastră, dar faptul că folosiți drumul ăsta... Eu plătesc 3.000 de lei pe an, anual plătesc 3.000 de lei la primăria său. Așa. 30.000.
30 de mii de lei. Am solicitat expertul tehnic și am, expertizat. Îi în expertizare podul de la brigadă și podul la Moș Colpoș de acolo. Așa am, știu cu Moș Colpoș. Așa. Să vedeți dumneavoastră că n-ar să mai poată trece, mai ales acel de la brigadă. Să vă uitați că partea de la Vale de Grinzi au fugit, au pus lemne printre ele. E când se strică aceala... Pe cine o să ce o să zic că ăștia din sat? Dar eu nu mă duc la deal. Da, dar ne-a spus exact. Dar de asta trebuie căzut și gândit, fără scandal, că nu interesul nostru nu-i să fie scandal. Credeți dumneavoastră că nouă nu-i ușor să-ți iei om în drum, să-ți iei foaia, să tai chitanța, stai pe nu știu cine și nu știu. Asta e o greutate, e mai greutate. Dar trebuie bani. Dar cheltui 4 lei, cred că 4 lei pe metru, cheltui cu oamenii. Mai bine. Dar de ce se cheltuie cu oamenii, doamne? Noi plătim deja, avem bugetat pentru poliția locală, pentru 4 polițiști, avem. La ce se cheltuie? Deci, vă face față 4 polițiști să se o să vedem, o să vedem. Problema 24 de ore la baie. Dar n-am zis 24, când am pus 2 la 6. Păi nu, dacă ne-ați spus cu interdicții noaptea, stricam mult. Păi și, ai pus bariera, da? Și nu te dai drumul la barieră să treacă mașinile mici? Ascultă aici. Acolo, domnul Țuțu, acolo va fi camera, nicio problemă. Acolo va fi camera, după ora 20, după aia nu punem bariere, că nu blocăm drumurile, doamne. Nu poți bloca drumurile, nu există, domnule, să facem bariere, după 22 să nu se circule. Deci, dar n-am spus că punem bariere și îl închidem. Dar nu este fie camere de supraveghere. Dar n-ai voie să blochezi drumul după ora 22, nu există treaba asta. Domnule, prin hotărârea Consiliului Local se poate face lucrul ăsta. Face lucrul! Eu plec la Agila, din domnul Săului, plec la urmă. Așa am plecat și la Răzeci. Am valabilitate 6 ori sau 7 ori până la Comănești. Îmi dai dumitare aviz că vine și un confinat. Nu, domnule, au zis că este posibilitatea. Nu, dar să zicem așa, păi da, dar am plecat 6 sau 7 ori. Ca să-i dăm o defecțiune, în zi. Trebuie să cipul noaptea, dacă te-o prins seara, ce faci? Asta e oprirea de la 10 seara, nu poți să o faci. Eu îi dau drumul la mașină la mea, la 12 noapte, că s-au zis la 10 dimineața Constanța. Deci am avut oameni care vreau să ne plătești. Trebuie să te plimbi când îi... Camera o ia și a doua zi vii și plătești. Nu e fata, dar ai spus că e restricție de circulație. Ceala de Dulce și de Galați nu mai vine spre piață. Opricul de la 10 până la 6 n-ai zis metru. Nu, dar vreau să zic, deci... Dacă e cara tărâță pe ei, o ia-te-o și o lași. Deci asta n-am văzut la mine putere. Deci cetățenii care vreau să spune, dar ce este... Ai treaba cu valabilitatea a vizului. Nu se blochez, domnule, asta nu e scuză. N-am blocat, domnule, niciun drum. Nu, domnule, nu e scuză. Noi nici măcar n-am pus taxă. Stai să vedem să ajungem în consiliu. Stai să vedem să ce trece. Sigur așa, ai trecut azi, mai treci peste 3 luni, plătești peste 3 luni. Dar cine stă și stabilește tona în drum, domnule? Dar n-ai avizul de însoțire, domnule. Dar și la avizul poate e în metru cu noi în tonă. Dar asta e în metru. Numai la materiale de construcție. Un metru cub, cam tot o tonă. O tonă, cât plătesc? Poftiți? Eu dacă aduc un pietoare, cât plătesc? Hai să nu fim absurzi acum. Asta e... Păi da, aduci! Hai să o rezolvăm azi, la altul și mai bine. O scrie, cât plătești? Păi da, stai un pic. Vin oameni cu material de construcție de la Vasile, de la tine, mă. Da, care? Și camionul, ce faci? Care cu tine? Vine camionul cu bolțani, de la ciment, de la tine, avem jurist aici, am spus că nu putem face discriminare. Am spus că n-am, prima dată că n-am făcut. Păi jocul ce-au făcut, mă ascultați? Mă ascultați un pic. Are avis ce spune, dar de-a 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 auziți? Spune că are un palet de bolțar, nu spune că paletul de bolțar are o tură.
Spune că are un palet de boțari, da, 10 paleti de boțari, și spune că are 20 de legături de fier beton, nu spune că o legătură de fier beton are două tori. Mă ascultați un pic. Când am inițiat prima dată proiectul de hotărâre, am vrut să fie discutiți toți care construiesc, indiferent și societățile care vin să construiesc în comună, că face diguri, că face bavioane, că face... să discutim, deoarece construiesc. Așa. În lege scrie că nu se poate, nu pot să faci discriminare. Dar nu mai vine discriminare. Am pățit cu Alconeful. Când făceam de la... Nu mai vine firma asta. Alconeful nu mai vine. Hai să nu ne mai gândim la fier beton. Doamne, dar dați o formă, dați o altă variantă din casare. Și vedem că doar nu să ai ce zice noi, beton sau ce zice dumneavoastră. Dați o variantă, pe osii, pe... Dar să facem o precizare. Trebuie niște bani. Deci, 50 de lei de mașină. O întrebare bună și ipotetică. A avut un aici, că dacă el a plătit, deci nu e absurd. Deci întrebarea nu e absurdă. Sunt cazuri ipotetice care pot se pot întâmpla în comună, dragilor. Sunt fel de fel de circulații din măsuri, pe fântă. Asta a spus. Deci el, dacă a pus o întrebare, nu poate să fie absurdă. Dar ce, nu ai voie să spuneți, nu știu. Nu ai voie, o trebuie cu camionul, și camionul plin cu balos cu fânt, trebuie să-l taxez. Nu e absurd întrebare. E un caz ipotetic. Poate să fie la noi în comună. Dar nu supunem nici nu mai Adică eu nu asta mai zic. Spre greutate foarte mare. Să facem de timp cu 5 tone. Cu 7 metri de stătea. 7 rog 48, are 4 până 800. Vă zic bani fără așa. Păi nu sunt cazat, nu sunt cazat. Păi nu sunt cazat. Păi nu sunt cazat. Păi nu sunt cazat. Păi bun, haideți să ne gândim așa. Păi asta e ideea, nu trebuie să distrugem pe nimeni. Asta e ideea. Dacă faceți nu, când de bani. Dacă nu, trebuie să niște bani. Dacă nu afectezi podul, să rupe aia, să rupe. Păi și noi, că n-avem nimeni, că lemnile s-au luat destul de scumpi. Și dacă pleacă și noi din comună, dar nu asta vreți, să pleacă și noi din comună și da. Cum am susținut eu, în ce v-am prezentat, atâta timp cât în mare parte această taxă se va restrânge tot asupra noastră, a tuturor care deja plătim aici, trebuie să ne gândim la niște lucruri de maximă responsabilitate. Asta vreau să spun, dar trebuie, de aici trebuie să ne mai ducem și către alte articole, dar ceea ce vă spuneam, adică el ar trebui luat și regândit din temelii, da? Și atunci ne ducem acum să... Păi cu cine să regândim? Păi spus că mai, de ce nu ne consult? Păi, asta se deci aici, aveți disponibilitatea să reveliți la toate aceste puncte de vedere? De asta suntem aici. Da? Păi asta e problemă, că atunci dacă... În principiu, prețul. Păi trebuie să discutat ca foaie circulibrești după două. Păi sunt de acord, deci dacă avem disponibilitate să revenim, să ne gândim și la restricția pe tine noapte și pe aia, putem demara discuția mai departe, dacă nu o să dorești. Restricția de timp de noapte o dăiem din plină, de acum, poftim. Banul înainte, ca la... Păi da, dar asta e... Voi văzuți, cuiul pe fele e... Voi văzuți, plăcuți. Eu am văzut pe aici, nu putem să dăm o decizie finală. Dar nu putem să vedem, nu putem să fie bine, după aceea propunem un preț care ne-ar avantaja. Încă o dată vă spune că nici nu considerați că nu e ușor să ai în drum la trei schimburi sau la doamne iartă-mă și investiții și asta. Deci, în drum, uite atâta agenții economici că acum știu o paria comunii că vreau să fac. Nu, domne, nu fac pentru mine. Nu fac pentru domnul primar, nu fac pentru tot cetățenii. Nici nu, când plecăm de aici, nu mă. Știi că aproape, Ocolul Civic exploatează aproape 40% din așa, și când am cerut documentul, am zis că, pentru că noi nu avem camioane. Dar are transportator, noi nu facem transport. Deci cam cum s-o scos. Drumul distruge, că se duce odată la Diana, de la Negru, nu? Și iar vine odată la Jumătate. Ce îi plătește? Păi cum să nu pe de ce zice că o să fie taxă pe camion? Da, dar te antrenează din forța ta, da, în principiu, adică asta trebuie să te gândești ceva. Păi nemulțumesc, nu mă gândesc și la toată lumea, la și pe cetățenii din comună ce face. Adică am să gândim undeva un preț pe metru cu casa asta vreți. Păi de cum? Păi de greu. Cine o pune în aplicare? Păi și atunci, zici. Păi și atunci, ce faci cu drumul? Ce o să faci? Plus cu veghere. Taxa pe zidica. Plus că... Eu nu știu că cealaltă nu a fost cu ea. Am spus că dacă el circulă o dată la 3 luni, cum se vedea cu tață? Asta e mărea, dar majoritatea se acordă cu adot, majoritatea se acordă cu adot. Domnul Tuțu, vreau să-mi aștept un amendament pentru comisia noastră, la preț. Îl dăm sau nu îl dăm? Costă până discuții.
Pentru că am avut trebuie să așa cum stăm și noi să venim cu propunerile noi, da? Deci poți o iau a doua, și la data mea când o dat pistru, ai făcut într-o săptămână sau să trei. Și mai ca să venim cu propunerea pe ministru. Și au fost pus 30 de zile. Transparență. Păi, asta de luni de zile, dar noi nu știam ce va reieși în urma discuțiilor, da? Nu este obligatoriu. Păi, dar prețul era prea și obligată. Acum când ne-am întâlnit, nu era rău cum gândesc fiecare că se culcă, zice, dăm, Doamne, nu ia, Doamne, trebuia să vii cu o variantă, Doamne, eu zic, cam așa are și niște bani, cam atâta. Să nu mai stai oamenii în drum. Să mai faci cheltuială cu ei. Nu, 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 asta e problema, asta e problema primăriei. A primăriei, nu, asta e problema. E dureros. Păi nu, dacă pui degeaba, pui un 4 de sau 3 de metru. Și dacă ții oameni, se taxează, spui ce oameni, cheltui cu oameni, că stai oameni. Nu cheltui nimic cu oameni, oameni se angajează primăriei. Și așa se angajează primăriei. Și citesc contoarele de apă, că mă enervez, când pui problema așa. Că eu mor când văd că vin la cititul contoarelor de apă. Poliția locală, asta e atributul cu poliția locală. Dar nu, îl primești în curte orice om, în costel, nu știi. Eu zic așa, spui pe lumea de vedere, da? Scoateți din calcul de a aplica o taxă la metru cub, să ne orientăm la taxa pe zi lunară sau anuală, să ne gândim frumos și clar. Domnule Lutu, ce faci cu agenții externi care fac asta? Bravo, ăsta e punctul meu de vedere, da? Și luăm și să-l analizăm, păi și agentul extern nu vine și trece. Pe aici va plăti și el pe zi sau pe lună. Noi ca primării trebuie să vedem care e varianta mai bună, nu un punct de vedere. Eu îți pun o variantă, ăla spune variantă și de acolo îi tragem ideea principală, da? Păi nu, dar eu ți-am pus și asta. Ce facem cu aia care transporte? Pentru ocolul Silvic, pentru care, alte care tine, care ăla vine, vine odată poate la pilul, ca de două ori, și plătește pe zi când vine, plătește pe zi. Tot varianta cu metru cub, dar au pus un preț cu transport, dar nu ai scăzut, pierde, 25% din pierde, un preț de 2 lei de metru cub, metru cub, atunci ai un exemplu, și iei ocolul, eu tu cât, că ocolul dacă pui polițistul, la pe ăla scaune sau unde îl pui, ocolul încarcă de pe Bartea sau de pe Bou și duci la deal. Duci la deal, la e pierdut banii de la ocol. Ocolul n-ai cum să-i pui, că nu are de să-ți dea banii. Nu, trece altul. Păi dar trece altul. Cum să n-ai cum să-ți dea banii? Nu poți plătești de două ori. Păi el a spus, el a trimis adresa, te aduc hârtia. Întrucât nu are camioane pentru transport materialele lemnos, și deci plătești de domnule, ai treabă cu transportatorul, nu cu mici. Eu îți folosesc drumul, nu. Și ce treabă mea cu ocolul? Plătești transportatorul, ocolul. Când tragi, când transporti ocolul, atunci o să fii în casa și ocolul, ca și... Hai să vii cu banii, care e problema? Automat că trebuie să vii. Ce crezi, nu ne-am gândit din toate unde să vii? Deci se poate face și... Ține-mă să vii tare, zi tare! Tare, deci, stai jos. În situația mea, așa. Deci eu nu am camioane de transport. Așa. Și aș fi de acord, dar deci s-ar putea, dacă... O idee. De aceeași părere, deci o idee. Domnul Chiriluș are două camioane, el poate să plătească la Z sau al fel. Eu nu o să pot plăti la Z, pentru că vin mașini de la Jäger sau de la Cronoșa. Îl taxează pe ăla cu mașina. Păi îl taxează, dar omul stă în drum și mă așteaptă pe mine, că el nu mai vine a doua zi. Eu trebuie să plătesc. Dar nu vine la așa, nu mai vine. Dar pe V. Eu sunt întors înapoi. Eu sunt întors înapoi și altădată nici nu-l mai prind, ce stau cu marfa în drum. Transportatorii. Da, unii comandați. Da, unii comandați. Bine, dar poate face. Cum nu face? E transportat, dar nu e. Dar nu trebuie să-l luat cu ateza. 10 milioane de cursuri. E locul lui mai mult. E locul lui mai mult. E locul lui mai mult. Domnule, nu trebuie să mă raportez, mă gândesc ce e și cât profit face fiecare, așa pune problema. Contracte de transport pe 5 ani, de exemplu, transportatorii care contracta pentru ocolul Silvic. Nu s-au gândit că între timp o să vină cheltuieli de la Consiliul Local, anume să mai pune pe metru cub, aia o să-l iei. Dar cum i-am ațat? Păi știu care e vreo dar... Vecinii noștri, ca să ne ducem într-o țări. Că dacă e tot primarul ăla, mă știu cu el. Nicolin Grapea, mai pe transportatorul cealaltă. Ce mă pot să fac cu altă variantă? Dar pot să iau procent din profit? Uitați-vă așa, 6 lei pe metru cub este procent din profit, domnule, care luați. 6 lei procent din profit în condițiile în care se câștigă 10, 15, 20 lei, luați 30%. E 30%.
la presă lui care am dat acum. Deci hai să gândim așa, să băgăm cu toată lumea. Să pune problema de cei care sunt ai noștri. Vă și cei care vin și să spune că pe aia n-ai cum să-i taxezi. Haideți să punem o taxă lunară sau anuală. Da. Pe care ori să o plătească a noștri, ori să o plătească, iar cel care nu are taxa asta plătită, îndeosebi cei care mult altă parte, să fie taxa la domnul. La câte zile? Da, la metru cu... La nu, la metru cu... La metru cu... Pe ce e cu... Cum e taxezi pe aia? Cum e taxezi pe aia? Păi stai în drum cu omul. Stai alea, stai alea. Dar iar e discriminare. Iar am spus... Ori faci un model, orice. Orice decizi, simplificat. N-ai cum. Nu poți să te duci cu două feluri de taxare. Absolut, nu, nu, nu e discriminare. Taxarea trebuie să fie unitară. Taxarea e unitară. Clară chestiune. Deci așa trebuie să punem probleme. Taxarea unitară și mai gândesc că din toată lumea. Nu ăla. Eu, dar nu am mai mult lucrări pe alte văi. Nu aici. Chiar în ultimii 2 ani, prea puțin. Aici ceva 200 de metri. Nu plătești. O să vă taxați lunar? Nu. Că eu lucrez la... Păi asta e ideea. Pentru asta ne gândim pe metru cub. Că așa a spus ăsta Cătălin. Unde lucrezi? Băi, unde e lucrări? El spune dacă eu trec o dată prin lucru sau o dată la 3 luni, ea care zic camionul, trebuie să-i taxi așa. Băi, dar nu-i plăcut ce zis, frate. Băi, da, el a zis. Băi, dar e camionul. Băi, dar e camionul. Am așa roată, mă duc cu ea goana, păi mă duc cu ea roată, așa are 18 toni goale. Eu îți plătesc matale 6 lei de ani. Nu mă duc cu ea vis, nu mă duc cu ea vis. Nu mă duc cu ea vis. Asta sunt eu, asta am spus. Pentru mă ce are mașină. Deci dacă ai marfuri și aia vis, e la vis. Nu la mașina goală. Mașina goală nu poate fi taxată. Păi nici vorbă, trebuie să fie scăzată. Nu mai, conforma visului. Eu stai, eu, poliția, cine să stai în chitanță, stai în baza avizului, nu în baza... Deci eu de-aia spun că cel mai, goală, nu, cel mai bine este o taxă pe tonă sau pe metru. Deci atât, nu zilnică, nu lunară, nu așa, pentru că poți să plătești degeaba lunar. Și mâine poate lua bani odată. Și plus tot, pentru că tot ăsta e o lucră. Nu îți mai face griji de oameni, dorele atâta, te doare inima din oameni. Da, chiar. Din nu știu de ce. Parcă las că ies eu în drum și stau în lucru. Nu e așa, dar nu spuneți problema că doare cineva inima de oameni. Dar așa trebuie privit orice decizie în ansamblu ei. Dacă 5 bani se răsfrânge asupra oamenilor, trebuie adus în atenția publică și lucrul ăsta. Dar nu aduce cineva de vorba de nici 5 bani. Dar nu aduce cineva de dragul de a aduce. Dar nu e vorba nici de 5 bani. De 5 păi noi trebuie să analizăm tot. Dar deci jumate din banii aia să cheltui pe obținerea lor, deja... Dar o lege, o lege când se dă nu trebuie analizată. Barier, parcări, ca să ne putem opri. În principiu trebuie să noi să ne confruntăm unii cu alții. Firmă privată din fața aia. Să stăm de vorbă, în principiu să cerem din jurul de la acolo. Nu s-a ajunge acolo. Și putem să ajungem pe ceva. Și alții sunt că de la acolo. Și o hotărâre din Consiliu. Băi, dar noi ne rețetăm. Se răsfrânge către cetățeni. Dar cetățeni. Același statut ăla au toți, că e agent economic, e cetățean, orice, e tot cetățean și ăla. Deci nu putem să diferențiem cu ăla așa, că așa, că are sau la face profil. Hai, Neluțu, hai stabilim o leagă, stăm 10 minute. Doamne, uite, noi ne retragem, ori 20 minute. Da, să discutați, să vedeți, dacă în mod normal. Mai amâna o dată înseamnă că mai face o comisie și atunci să rezolvă. În mod normal, noi putem discuta, dar trebuie să trebuie o comisie oficială din partea noastră, nu știu punct. O notăm noi la amendamente și o propunem în comisie. Deci, da, concluzionați că practic a trebuit luat regândit nu. Și făcut nu, nu, dacă... Băi, când s-au stabilit banii, dacă mai facem o comisie, vreți să nu rezolvăm o problemă, mai facem asta cu tăiem. Auzi, am spus că unii... Tăiem articolul ăla. Asta nu mă scoate cu... Dar și restul... Auzi, când s-au stabilit cu banii, zicem, pac, pac, dă jos, fă așa și nu așa. Și până la urmă tot banii. Ce trebuie? Scoate hârtie și pune... Hai că noi ne retragem și... Păi la bani trebuie să regândești tot. Hai că două de la bani, să ne gândim tot. Și da, articolul ăla cu de la 10 țara până la așa. Ăla la 10. Ăla radie, nu e o problemă. Dar nu, era vorba din proiect de hotărâre, nu de apologie viceprimarului și a consiliului. Dar e foarte necesară într-o comunitate apologie, dacă vă mulțumim.
ca să nu mai e normal. Exact. Dacă îți faci la ce mâna mea, da, pe dreptate Moșneagul. Nu, eu cerut o am cerut o părere lui. Oamenii din comun, noi sunteți de acord cu asta? Ziceți, ziceți asta. Ce credeți mai? Nu cum. Îl așteptăm și pe Dorian sau îi dăm drumul? Stai să vedem și. Dar nu dat și Dorian a hotărât ce. Da, hai să vedem să fim tot. Da, domnul Dorian. Să fie față când o să. Dar cum e la mine ședință? Da, mine la ședință. Noi avem mandatăm aici așa și o să prezentăm în la. Noi nu putem lua o permisiune din consiliu. Domnul primar, noi propunem mai departe. Noi bun. Mergem mai departe la ședințele de comisie. Dacă nu vrea Marian și cu restul, ce facem? E bine iar aici? Da. Discutăm fiecare articol în parte din proiectul de hotărâri sau vă spunem noi din ce am hotărât și ce am hotărât. Ce am hotărât? Ce spuneți exact articolul ăla cade, ăla cade. Bun. A fost o epic punct, domnule. Ați obi punct, da. Ați obi punct, e cel mai bun. Păi zicem așa, la articolul 1. Auzi, dar hai să structurăm așa, după fiecare articol, să vedem dacă avem, nu? Sau puncte de vedere. Da, dar nu? Da, dar fiecare articol. Da, dar nu puneți într-o comentez eu, doamne. Hai să ducem. Nu avem nicio opinie. Ne ducem la articolul 2, că a zis că trebuie să plecăm de la sumă și după aceea ne întoarcem la celălalt. Știi că ăla e important și ăla e interesant. Da. La articolul 2, da, unde se prevede cuantumul de taxă de 6 lei, cu toate angrenajele aferente, cu punct cu aia, dacă eliminăm, dacă facem mai simplificat și ca să meargă treburile mult mai rapid și fără complicații, am propus un cuantum de 1,5 lei per metru cub. 1,5. Așa, aplicabil la actul de punere în valoare, respectiv la APV, în care se dau jos pierderile tehnologice în cuantum undeva de 25%. Nu stai în bine. Actul de punere în valoare are un volum brut, înțelegi? A, la APV-ul? La APV-ul, la APV-ul. Când ia la avizul... Ok, urmează după aia când se mai... Dragilor, actul de punere în valoare este un document relativ. De acolo ai niște pierderi tehnologice care sunt urmite în urma procesului de produs. Și trebuie să dați jos pentru că nu poți să plătești o taxă la ceva care nu există și nu circulă ca și mare. Și cu ăștia care fac transport. Foarte bine, domnule, mă. Tot ce e domnule, ce circulă? Nu, nu, dar ăștia care fac transport. Nu spui că tu, dar acolo. Ei vine cu de la mini, de la cine? De la cine? De la Ocolo. Mă, dar nu mă și cu Ocolo. Nu, dar Ocolo face o licitație, nu? Cine câte milioane, domnul Rosu? Da. După el e obligat, îi face o ori, te adresezi. Cine a câștigat licitația? Avem prevăzut aici. După Rosu, câți metri au câștigat de la negru? Da. 400 de metri. Te prezint la mine cu 450. Total, au câștigat o stan. Da. Te prezint la mine cu... Acea la mare cu zidea, nici mai mult, nici mai puțin. E foarte simplu. Foarte simplu. Nu știu ce Brăiescu, Neamțu, altul nu vine înainte. Ne-aș plătea, eu ies, mâine îmi vine trei mași. Nu-i așa? Îl căuta el pe polițai pe șpizul, vă răznați bani. Noi dorim cu asta, dar vrem o procedură simplificare ca să nu ne creeze... E eliminat până de pe drum, că stai și o zici la cutrecuceala cu trecuceala. Dacă ți-o dat acolo pe lună, cum a stabilit? Eu prima l-am stabilit în felul următor. Am plecat la articolul 2 în care am stabilit cuantumul sumei datorate și am zis așa. 1,5 ori pe metru cub, fără a crea alte cheltuieli suplimentare cu puncte de pază, cu modul, cu barieră, cu alți angajați suplimentari. 1,5 ron pe metru cub aplicabil la actul de punere în valoare, minus pierderi tehnologice care se duc undeva la 25%. Asta trebuie continuu la PV-ul. Asta trebuie continuu la PV-ul, da. Da. E foarte simplu, adică astea sunt niște calcule care le iasă din experiența din decenii la toți cine a lucrat. Deci nu o facem noi ceva cum dorim noi. Așa sunt bine din documentație. Actul de punere în valoare. De punere în valoare e o chestie relativă, sunt pierderi care rezultă numai procesul tehnologic, nu putem pune o taxă pe ceva care nu există și nu circulă ca și marfă pe plătiți, da? Bun. Ne ducem la punctul 1, în cazul ăsta. Articolul 1. La articolul 1. În cazul ăsta nu se mai impune restricții circulații, că nu mai e util. Și am zis că nu mai e cazul. Și mașinile străine? Mașinile străine? Mașinile străine exact vin toate la dumneavoastră. Păi nu vin de la noi. Nu, dar Ocolul nu vinde de la... Am discutat și varianta aia. Deci nu mai am discutat, stai să terminăm. Articolul 1 și trecem. Nu se mai... Nu mai e util. Ascultați-mi. Vinde de lunar. Da. Au loturi, exact ca și partidul. Din depozit la Nevru. Din depozit ne-a fost din depozit la Nevru. Din depozit, da. Nu, dar vin aceia străini, unii dragi. Aceia străini. Ce străini? Firma respectivă, care și după ce au trecut... Cum? Mai era străini. Domnule primar. Au licitat. Dar la străini se duce și obține lemnul ăla într-o licitație, da?
El, domnule, păi da, ies nu știu ce. Aici au trebuit să se la drumul are un contract. Și vrea să dea nu știu cui din Maseu. Da. Și vine un tir să îi taxeze. Ăla taxeze efectiv de la documentația care e de la Ocol, are contract obținut în urmă, ascultă-mă, contract obținut în urmă unei licitații, tu îl taxezi la volumul net care îl cumpără. Când îl taxezi? Vine întrebarea. Păi nu i-a început un lucru la dial. O încărca mașina cu buștean și o pleca la vale. Când îl taxezi pe ăla de la contract? Să vină să iei, să vină să-și plătească lotul tot la primărie aici. Cine vine să-și plătească? El, firma care licitează lotul. La 8 dimineața e un șofer care are un camion. Nu vine să plătească. Acolo simt lichidator după fiecare licitație se transmite la primărie. Totuși la mult cine a licitat, la ei. Face adresă la care. Cum e prins? Acela știi deja este tot. Vezi dacă se face comunicare. Și acela nu e din asta să mă duc să bat în geam. Ne dorem. Dar e primar. Nu e primar, dar e plătit înainte. Până transportă demul, el plătește lotul. Înainte de plătește la Ocol, dar nu... Nu, păi în momentul când o plătit la Ocol, când o licitat la Bacău, Ocolul se transmite la primărie. O licitat firma Cuțu. De acord cu Ocolul. Păi atunci vine Ocol, pe care ziceam eu, domn director. Nu doi, un leu vrei, erau 50.000. Dar nu plătești Ocolul. Suțul companii, da, suțul companii de la Constanța. Și ce, Ocolul nu-i dă actul până nu vine cu plătit la noi? Da, păi da, domn primar. Dar poți să-i impui, vrei, nu trebuie. Suțul companii de la Constanța. Nu-i să-i impui, îi să sare în sus. Nu, o să trebuia să ne consultăm cu Ocolul, aici rămâne. E greu până să blocați un camion. Nu mai trece granitanța plătită și... E bine, suțul companii de la Constanța, de la Francia. Și au fost în licitații, au licitat un lot de 500 de metri la negru, la Ocolul Silvia. Bun, Ocolul spune, suțul companii. Din așa, cu adresă, cu tătă, zătă. Îi face comunicat lui ceala imediat. Nu vine, ceala nu vine a doua zi care lemnul. Cât trebuie semnate contracte, trebuie plătit. Îi se spune, îi face adresă, conform așa licitații din depozitul de la Comănești, punctul negru, aveți de plătit taxe, de, taxe pe metru cub de 2 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei. Altfel nu vă putea transporta lemnul. În mod să comie. E discutat acolo, aici. Da. El nu poate să încasă. Da, da, acolo, o soluție da, acolo nu poate să transmite cine... Da, adică da, cum da, îți dă APV-ul meu, nu-ți dă și... Da, și asta înseamnă să-l ținem în studiu. Poliția patrulează și vede o mașină. Verifică. Da, da, și verifică. De la cine? Suntul companiei de Constanța. O plătit. O plătit taxa și gata. Da, da, e da, îi propunem. Da, nu mai cu trebuie verificare de locală, trecem mai departe, da? Căutăm soluții, da. El, acela care nu e brut, nu-i mai scoat nici acolo. Soluții tot ce-i pus, să fim la dispoziție. Acela nu știa 500, e 500, dar voi cu pierdere. Mergem mai departe sau nu? 100%. Da. Mergem mai departe? Da. Da, acela, la articolul 3 prevede cu sumele obținute din colectarea taxei de drum. Se vrea să duc în altă parte sau? Nu, nu, discutăm, discutăm. Se vor folosi în exclusivitate pentru plata lucrurilor și întreținere și spari corect. Deci un articol care rămâne ca să-i dăm utilitatea taxei de drum încasată, să știm ce facem cu banii aia. Pentru asta... Bun, bun. La 4. Taxa de drum se datorează să achită anticipat. Păi da, nu anticipat. Dacă nu l-achită. Anticipat. Păi nu s-a achitat anticipat. Anticipat? Da. Da. Deci taxa de drum se datorează să... Poate că nu era nimerită înainte de a se stabili asta. Știți ce se întâmplă? Așa asta nu era. Gândați că n-am discutat-o pentru că... Cu avizul conform la ce discutea inițial în proiect, ea se bătea undeva cap în cap. Cu undeva spuneți... Cu da, da. Avizul materialele nu se înregistrează în sumar și după aia spuneți undeva că o plătesc anticipat. Da, deci anticipat trecea din punctul de control, eu nu aveam un aviz înregistrat în sumar, plăteam anticipat ce? Cât volum? Păi nu știi. Dacă nu încărcam atât, mai veneam înapoi să-mi dea cineva. Nu, aici depinde fiecare care mă interpretează. Păi da, anticipat adică înainte de a, după aia dacă poți rămâne să o plătesc după ce am trecut în rad. Nu, el când treci încarcat, ui, văzut, ui să reții. Tu ai plătit taxa, după aia ai trecut. Asta înseamnă anticipat pentru noi. Acum ai anticipat. Asta e anticipat. Așa nu poți să treci și după aia vin, las că-ți plătesc eu la primărie când
aduce aminte că nu, asta la noi asta am luat în calcul. Anticipat înainte de a trece prin punctul control. Înainte de a trece. Era momentul de neclaritate și neconformitate. Păi, asta altă întrebare. Deci e bun și asta. Altă întrebare. Articolul 5 o lămurisim, dar... Articolul 5. Dacă poate. Ăla îl eliminăm. Complet. Ăla cu ora, cu ora, se elimină. Domnilor, pentru protejarea aia, deci vă ducem într-un... pentru protejarea cetățenilor cu elimină, așa e? Nu, domnule, e liber duminică. Vreau să spun când mi-au adus... Sunt de acord. Domnule, sunt de acord și am spus eu undeva, în materialul meu, că admitem că sunt păreri pro și contra simpatie și antipatie. Dar noi trebuie să găsim soluția din mijloc mediatoare și echilibrată între toți. Și acele păreri trebuie să respectate, că trebuie să ținem cont de ele. Noi, nu-i problemă. Deci mi se pare corect și normal, da? Și de multe ori unele nu reprezintă majoritatea, domnule, dar trebuie luat în seamă. Omul ia tivede iar. Păi haideți să vă zic o chestie, mi-a tras atenția domnul Eugen că a făcut apologia alesului local. Eu nu mi-am dorit să fac o apologie alesului local. Am vrut să-i exprim o idee din principiu că orice hotărâri din Consiliul care îi survin în urma unui act decizional al Consiliului Local trebuie să se gândească, să se studieze, chiar întrunești acceptul a cel puțin 50% plus 1 din comună, da? Păi și atunci ai putut să accepte. Nu, nu aici vorbeam, ca idee generală. Ce ai prezentat, ai fost să responsabilizezi puțin. Bă, asta a fost scopul meu, să responsabilizez, să responsabilizez alesul public. Nu sunt responsabil, o să mă înjosiește. Hai să te înjosiește. Nu, nu, nu. Funcția aia... Eu nu consider că... Nu poți să vor, dacă n-ați face. M-ați văzut că mi-ești... Și m-ați văzut că mi-ești din ședință, nu? Am acceptat. Ascult aici. Eu, linii mari, n-am făcut referire la nimeni. E, cum ai făcut referire? Că ai dat de atâtea ori. Vice-primar, primar, vice-primar, ca și funcție, nu ca și persoană. Am specificat lucrul ăsta. Articolul 5. Spune-o, domnul primar. Eu n-am nimic cu domnul Rădulescu. Eu am ce am cu primar. Exact, cam așa ai zis-o. Nu, domnule, dar asta e. N-ai nimic cu... public, persoana publică și asta. Implică și... persoana publică asta e, dacă tu ți-a... Trebuie să mă fac pop, dar mă jur și mă rea. Trebuie să accept, da. Bun, bun. Ia, de. Popoale Silvici aflat în subordine, așa... Asta e foarte important. Nu-i subordine. Aici aveți reformular. Ce ai zis, sunt subordine? Da, nu, articolul 6 se referă la Popoale Silvici. Veți reformula dumneavoastră ca Ocolul Silvic să vă pun la dispoziție informația referitoare la... Asta va trebui, asta va trebui, știi, da. Va trebui în, în principiu să discutăm cu cei de la Ocolul Silvic. Da. Obligatorul ca să scomunici Ocolul. Vă comunici o informație, n-am înțeles. Nu te știi. Nu te știi. Dar te știi la care cumpără. La cei care licitează, la cei care cumpără. Ca și articolul Silvic, foarte clar. Ce am făcut clar? Domnilor. Nu comunici. Domnul Eugen. Primărie, dacă vrea să oprească Ocolul, din jocul numai ce-l oprește. Bineînțeles. Ce spui că nu comunici? Nu, da, nu, dar n-am zis că nu comunică. Unde poți să-i spui la acela, că acela e altă spate? Dar n-am spus că nu comunică. Comunică, comunică, comunică un secret. Știți dumneavoastră cum comunică Ocolul. Ocolul e stat în stat. Direcția Silvic e stat în stat în România. Domnilor, uitați numai un puțin cât de frumos merg lucrurile dacă le expunem în mod constructiv, da? Calm, frumos, așezat, venim cu mai multe păreri și găsim o soluție comună și care îi dă bine și mișcă în sens pozitiv și dezvoltă comunitatea asta. Găsim soluții și cu Ocolul, nu găsim. Cam târziu. Da. Nu găsim, găsim soluții și cu Ocolul, deci. Gata cu... mai departe. Ați văzut ministrul justiției aseară, a trebuit 6 luni de zile până se iau decizii, o stat, o analizat, o calculat, o venit. Deci, deci lucrurile se așează și se întâmplă. Și cu toate aia, pentru unii nu. Bună, pentru unii nu. Asta e. De la 10 și până la 1, da. Time is money. Lucrurile se sedimentează odată cu trecerea timpului, deci nu putem vedea așa... Altceva. Peste noapte, altceva, da. Altă întrebare. Hai să mai... să mai avem și simțul unul dezvoltate. Nu știți dumneavoastră că de multe ori, de multe ori, dintr-o ceartă bună, doi îndrămul prieteni. Bun.
Operatorii economici care vor fi depistați la punctul de control, ăsta sunt care, că nu mai e util. Nu, nu, nu mai e punct de control, dar în trafic. Dar în trafic poți să trafic poți să oprească de unde vii, de la cutare, eu plătit, ești liber. Asta trebuie formulat dacă o să cedem pe... Da, acolo. Adică noi suntem, cum să spun, punem accent și pe buna credință că reformulați dumneavoastră în condiții bune și constructive, că asta am decis împreună. Bun, venim așa, dreptul de control privind respectarea, aici trebuie, zice așa, dreptul de control poți să-l aibă și de aplicare de sancțiuni și de încasare de taxe, îl are poliția locală, dreptul de control, sau și pentru taxi, încasare taxi. Nu ai cum, dar nu ai cum. Nu. Păi tu ce? Nu ai cum, uite ce scrie aici, dreptul de control privind respectarea. Prevedere. Te rog, citește-l, da. Prezente hotărâri. Păi asta-i. Deci, dreptul de control privind respectarea prezentei hotărâri. Bun. Prezentei hotărâri, deci la total. Da, domnule. Deci dreptul de control îl are primarul. De acolo, primarul dă dispoziție la poliția locală, primarul dă dispoziție. Trebuie și un articol unde... Sau atunci o faci ca celelalte legi, a drumurilor, aia, siguranța, circulație, răspunde... Asta trebuie să rămână că n-are cine verifică. Stabilirea contravențiilor, primarul și împuterniciții lui sau... Dar eu nu văd cum eu civil să ies în drum sau... Dar cum te rog, vezi că mașina. Păi aparatul specialitate. Hai că o vedem noi, aici am face. Două secunde, asta vreau să scoatem. De a constata și a aplica sancțiuni, nu mai au primarul și viceprimarul. Asta nu, sancțiuni. Asupra sancțiunii, asupra personalului, de specialitate. Puteți aplica sancțiuni în cadrul... Da, dar trebuie pus întâi că poliția locală verifică permanent cu documentele de bază, unii se ce cutare are puțin. Da. Asta trebuie reformula, nu? Suntem formulat, eu am susținut ca idee principală. Hai cum mai citim o dată ca să înțeleagă așa. Deci dreptul de control privind respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către contribuabil care dețin mijloace de transport marfă și care circulă pe drumul comunal DC-146 Asău, APA Asău Păltiniș, de a constata și aplica sancțiuni, deci dreptul de control... Dreptul de control aplica, constata și aplica sancțiuni. Măi, trebuie să înțelegeți că nu primarul sau viceprimarul ia să-mi poți să aplici sancțiuni. Nu, dar nu va elimina orice. Dați și cui aplici sancțiuni, că nu-i clar legi, nu-i clar articol. Cui? Cui? Alor care nu se conformează proiectului hotărâri. Deci dreptul de control asupra privind respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către contribuabile care dețin mijloace de transport marfă și care circulă pe drumul comunal așa. De a constata. Îl au, ne oprim aici, îl au, ne oprim aici, îl au, nu mai mergem de a constata și a aplica. Primarul și viceprimarul nu constată și aplică. Deci aici ne oprim. Uitați-vă la legea cu contravenții, vedeți ce spune. Stați un pic, domn primar. Aplică ofițerii și subofițerii de poliție sau aplică primarul și împuternicia acestea, prin linii de urbanism, de alta. De asta trebuie găsit o prin lege, primarul. Că noi nu o să oprim așa. Prin intermediul poliției. Prin lege, primarul. Da. Deci primarul dispune. Dar prin intermediul poliției locale. Compartimentul poliției locale are la înțelegere. Deci are dreptul primarul și viceprimarul să constate, dar sancțiunile sunt aplicate prin poliția locală sau taxa. Scuzați că am intervenit. Dar omule, dar asta e lege. Primarul de dispozițiile. Primarul de dispozițiile. Și eu la amenzile sunt reglate la nivel de primarul. Noi trebuie să stabilim și amenzile care nu stabilim. Sunt acolo. Dragul meu, am fost de acord că stabilești lucrurile astea dispozitive. Eu mă refeream strict la cuvântul de a constata și aplica sancțiuni. Primarul poate constata. Și aplica sancțiuni? Prin... Direct nu. Nu, prin specific un lucru ăsta. Păi trebuie specificat. Asta e. Prin poziția direct poliției locale. Păi, eu hotărâri Consiliul de Domnul să veri. Primarul nu ies în drum. Dar dacă se trezește el. Chestiunea legală. Primarul meu paleta mă lăgează. Adică îi oferă dreptul. Mai discutăm, vedem cine e în contravenție. Firma de pază specializată să pici. Da, normal. De exemplu, la controlul în trafic, eu n-am nicio treabă. Autoritatea rutieră, poliția rutieră,
nu știu mai care, adică și specific, pe activități, ce de mai mai e ceva? Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. Hai, nu plecam, că am organizat o masă. Constituie contravenții și se sancționează astfel, dar și aici avem amenzi. Nu e din legii în Sfântul Ocară, nu avea să cadă. Și dacă credeți că e în regulă, eu mă bazez pe una credință. Nu e 4, că atâta timp cât nu mai e balabil articolul cu ora 22 și așa. Vedeți și vor să vedea de acolo, suntem oameni responsabili aici și nu punem altfel problema. Se stabilește reguli de control, constatare și aplicare contravenților stabilite pentru faptele prevăzute privind regimul drumului așa, pentru persoane prevăzute la articolul 6. Articolul 6 cine era? Da. Mai doar și mai studiați, nu fac o politică acum. Ești cu domnul, da? Bun, aici cu ducere la întâlnire se desemnează primarul comunei Iași. Prin birou, asta e formulată corect. Deci cu ducere la întâlnire se desemnează primarul comunei Iași prin birou de poliție locală să e foarte clar. Asta e la un. Atunci trebuie scos să de pune pas dinainte, da? Asta am susținut, nu altceva. E foarte clar, da. E foarte bun. Dacă așa vedeți legea. Ce zici legea? Păi, dar nu se repete fraza asta. Ce-o zici? Nici primarul are ceva cu cineva și dacă îi se cășunează, să-mi pui amendă. N-am spus care, dar trebuie să luăm în calcul și lucrul ăsta. Așa? Dar nu ne raportăm la mine și la tine, dragule, că noi... La cine? La funcție. Păi, eu am spus undeva că nu mă raportez la persoană, ci la funcție și la ideea principală, asta e ideea mea. Bine, pot face și contestat. Ce spate, nu știu dacă ajungi tu primar și nu i-am vrut să elimin lucrul, am vrut să elimin lucrul ăsta, da? Da, am înțeles. Deci care poate face un abuz, ori primar, ori viceprimar, ce să mă încalcă și lucrul ăsta. Nu? Dar de ce să ajungi după aia la contestații când putem elimina din start o hotărâre care... Și dacă poliția locală poți face un abuz, faci un abuz, ce faci? Ai treaba aici, stai, mă, contești! Băi, auzi, dar asta știi cum e niciodată un organ ales și care vrea să mai fie, nu vreau nimeni. Da, numai dacă vrei să stai creangă sau picioare, încet, cu mâna, aici, buf, că s-au gătit crenzile. Aici nu mai fi o problemă. Oamenii care nu sunt în care trec prin comună, care sunt la plaie, dar buga. N-are treabă. Acele... Da, bine, nu, noi facem referire strict la drumul comunal. Noi facem din parcelele noastre. Știți ce mai... Parcelele care cade lemn aici. Eu, tot acolo. Eu de exemplu am trei partizi, dar sunt la plai și nu am treabă cu... Tot ce se transportă pe drumul comunal o să facă. Exact, partizi nu poți taxări. Dar și dacă vii la deal, de pe plaie, așa... Băi, ce scaun la deal? Cu lemn, cu lemn zici. Nu, dacă nu-și deal la bani, atunci... Atunci plătesc. Îi puneți lemnul care gravitează la DC-146 a său... Dar ne dă acolo, că am mai cerut noi odată. Exact, știi. Care o aureți dincolo de... Da, dar știi că aici afectezi pe ăștia care o să ducă cu furgonetele drumul? Ăsta lemnă? Că nu afectează drumul? Noi de asta am gândit-o la metru cub. Deci e posibil, e posibil să nu ducă dintr-o mie de metri cub, să nu ducă... De asta am pus și noi procentul ăla de 25%, cu tot cu pierderi și cu toate astea. Multe transporte și cu utilitare de 3 tone jumate. Lemn, bifoc, cherestea, grinzi și toate astea. Alea îs inclus în procentul ăla 25%. Păi da, dar pentru noi nu făcea obiectul ăsta. Păi, nu, că drumul, pentru primărie nu strigă drumul ăsta, nu face strigă drumul. Păi tocmai, ne-am inclus. Păi și acum o să plătești pentru ele. Da. Nu, am inclus în alea 25% care scădem din APV-ul. Îmi pierde. Acolo care și lui nu o să care 1000 de metri cu dubița. Dar am adăugat la pierderile de exploatare, este inclus și alea, în alea 25%. Ca pitici rămâne, transportul cu o dubiță, 3 ani de jumătate. Îl afectează, pentru ăla care o să transporte, el efectiv plătește degeaba. Asta, discutându-o noi, asta e cea mai bună soluție pentru primărie. Că nu mai ai treabă să... Mai ales pentru dumneavoastră. Gândiți-vă așa, din cât suntem aici, trebuie de vizionare. Dacă noi am căzut de acord că așa e bun... Nu, prima, pentru toți cetățenii, nu pentru noi. Păi nu, dar zic și acela cu trâșca, la urmă urmă... Eu nu fac 6 lei. Păi e 10 lei, dacă cineva 10 lei, e 10 lei omului plus. Automat. Sau cheresteaua, ai 3 lei, eu... 10. 3 lei și 6 bani. Da. Nu-i vorba de sub tot. Da. Da. Ca ce vrea domnul Eugen. Acum trebuie discuții, dar suntem Consiliul Local ce face. Vom veni și în Consiliul Local, o parte din reprezentanții Consiliului Local. Îi avem aici, discuția e publică și e vizibilă. Dacă mai e caz, mai veni și în Consiliul Local și mai susțin niște idei și punctul de vedere, că nu ne oprește nimeni. Noi ieri, dacă s-au luat lemne cu 3 milioane în licitații, pot omului să iei 3 milioane pe metru de lemn?
Da, să lași, dar nici noi ți-l dai cu 2.000 euro, ține-le de el. Nu, sunt lemne care le dai cu mai puțin, deci sortiment de lemne dai cu mai puțin. Nu ești că te gândești toată la tine, fie că ai câștigat la altul partid mai mult. La cronospar, la cronospar. Fie că nici nu ne este la facere, aici doar noi suntem în slujba comunității, suntem în slujba cetățenilor. Și dacă o să veniți și în Consiliu și o să stabilim nivelul discuției ca cel care a fost azi așa de echilibrat, poate lucrurile se vor schimba și... După alegeri. După alegeri. Dăm frumul liber la clasetile. La urmă să numărăm poate. Domnule Elus, acum chiar vă rugăm, poate nu toți, dar când o să fie ședința de Consiliu local, ordinară și o să avem spațiu mai îndestulător, o să fie la școală, chiar vă rugăm să participați și dumneavoastră, pentru că noi cei... Oricum, dacă noi suntem mai noi vom pune problema și vedem ce hotărăsc mare majoritate, nu noi hotărăsc. Asta e o discuție, asta e discuție, noi am venit participanți acum, e chiar bine devenit, e bine devenit. Că nu țin eu veșnicie, s-au venit și numai la dezbaterea proiectului. Și atunci poate urmarea filmării ăștia să mai vină și la cetățeni. Că e chiar indicat. Acum noi am văzut opinie la agenții economici. Doar. Bine, și ca cetățeni. Dar atunci o să vedem... Nu m-aș duce iar pe... Două tabere. Eu nu m-aș duce, adică nu mă duc... Păi stai, de ce? Eu reprezint și cetățenii, nu mai avem dreptul să participe. Dacă reprezentăm cetățenii, Consiliul Local e cel care stabilește. Acum e o discuție de principiu, dar nu să pornim să-i punem iar cap în cap. Ca să râdim, cum zicea cineva, las chemăm pochii când sunt par pari. Vezi ce se încaieră între pochii aici, azi ți bucurie. Dar nici nu le putem îngrădi de cetățenilor care participă și ei la ședință și că vă odiți. A fost problema, nu. Eu chiar am luat la cunoștință, am luat ce am vrut cu titlul de invitație și o să vin. Dacă nu aveți nimic împotrivă, chiar nu am nimic împotrivă. Vă așteptam pe toți, vrei, și gata. Avem permanent invitație. Eu vom să fii surprins. Poți să vin cu o părere și constructivă și principială. Da. Și chiar vă mulțumesc pentru disponibilitatea care ați dat dovadă și am discutat punctual acest proiect de hotărâre. Atunci au fost disponibilitatea sau din partea noastră. Dar n-am fost nimic. Nu mai contam, dacă ești când nu-i transparent. Dacă l-am văzut chiar tipul ăsta aici cu barieră, dar trebuie să...